Mi-am dat seama că poker e un joc de skill. FBI mi-a luat bankroll-ul, frate. Am avut vreo 3 săptămâni în care aproape n-am avut bani. În pauza de 5 minute de la turneu, eu m-am dus și încercam să vomit. Dar să nu joci poker niciodată pe bani. Poker e mult mai complicat așa. Bună seara, dragii mei, episodul cu numărul 7, oh my god, avansez în lume, în lumea asta a podcast-urilor și a vlogurilor. Yes, Sergiu, bravo, bravo. Cu noi îl avem în seara asta pe Tudor Ștefan, Scrimiț, am învățat acum, bine ai venit, bro. Salutare. Da, asta îi spuneam că până acum îi spuneam Scrimiț, nu știu de ce am avut asta, dar acum cum mi-ai explicat, partea asta cu numele de familie, care e super, da. Are sens total. Pe lângă faptul că nimeni nu putea să-l pronunțe, mi-au greșit numele și pe interfon. Mi-au scris Scriminski și așa au rămas. Și el e Scri, mai zi o dată, din două. Scriminți. Scriminți. Scriminți, da. Din Scrie doi. Scrie și minți, da. Scrie și minți. Și tata e campion național la scrimă. Ai gata, sunt o grămadă de analogie acolo. E. Pare că pentru tata tău a fost predestinat numele ăsta dinaintea timpului lui. Al lui era, da. Nu știu cum te balancezi tu ca să ajungi în zona aia. Să minți și tu sau să faci... Nume predestinat pentru poker, probabil. Tu scrii și minți prin chat acolo când vorbești cu fanii tăi? Absolut. Absolut, cu întârziere. Bine ai venit, bro, bine ai venit. Bine v-am găsit și sper să fie un episod bun. Eu sunt convins că ne-am cunoscut acum un an, a fost la terasa aia și 2 ani a fost. Înseamnă chiar a fost când poker fest aniversar, nu atunci, că am stat doar eu cu Tudor 20 cu... de ani de 888. Ah, ok, 20 de ani de 888, da, la turneul a fost. Așa am stat la terasa aia unde avea cartofi tăiați la mână. Că... Da, și gândacii care mergeau pe dedesubt și abia așteptau să primească și ei un cartof, săraci. Good times overall. Da, da, da. Care-i treaba? Destul de bine, încerc să mă acomodez cu high life-ul de aici. Ziceam că îi spuneam că mă consider super norocos, te-am prins în București și că tu stai în Iași. Da. Și s-a întâmplat chiar ieri să scriu. Bă, dacă n-ai drum prin București și tu mi-ai răspuns... Am drum prin București, e chiar aici momentan. Și gata de lansare, da. Da. Și cum de vii prin București mai des sau care e ideea, vă rog, dacă stai în Iași? Vin în București cam o dată pe lună pentru a mă întâlni și cu niște prieteni la poker și în mare parte pentru a schimba un pic mediul online, pentru că eu stau foarte mult în studioul meu, acolo unde joc foarte mult poker, fac și stream. Și în mare parte, ca să fiu super mega sincer, nu ies din casă foarte mult. Aveam o idee, pochirești, despre chestia asta, adică... Da, eu sunt genul care, în principiu, timp de 15 ani, asta foarte, foarte mult pe calculator. Bine, hai să o luăm așa, timp de 34 de ani. Ok, hai să o luăm, dacă tot te-ai dus pe aleea asta, pe ulița asta, hai să o luăm cu începutul tău în poker. Că de ce sunt în Iași amândoi, mi-ai spus aici înainte să începem, că nu prea ai jucat. Da, nu ne-am întâlnit niciodată la live, dar în același timp nu era live, că nu veneam eu la live. Da, nici în Iași nu ne-am întâlnit la live, dar probabil ai început să joci live-urile astea prin București, cum mergeam eu la Poker Fest, deși eram în Iași, doar la Poker Fest-uri. Veneam și ai început mai recent ca mine să le joci. Live cash, turnee, deja nu prea mai jucam prin perioada asta, deja... De asta, în principiu, nu ne-am întâlnit, dar, în principiu, am început cu o nevoie acerbă de bani de buzunar în plus și am găsit ca, cred că, în principiu, ca mulți dintre noi, l-am văzut pe Tom Doan la World Series of Poker și a zis omul, bă, am depus 50 de dolari și nu prea m-am mai uitat în spate, am rulat super bine, am bătut pe toată lumea și cam asta a fost. I'm a rich man now. Da. Și am zis, bă, eu n-am bani de depus, dar era un site care se chema pokerstrategy.com, sunt sigur că îl știi. Și dădeau, trebuia să înveți de acolo, trebuia să treci un test și îți dădeau 50 de dolari de depus pe o anumită platformă la alegere, care pentru mine a fost Full Tilt Poker, because era cea mai bună de atunci. Arată la unde? La camera aici. Uite, sau acolo, da. Da, Full Tilt Poker, mi s-a părut. E un card holder, se cunoaște și vârsta lui, pentru că e mai de steaua lui. Nu contează, rămâne sexy totuși după aceea, nu? Cumva pe exterior s-a păstrat, da. E luat cu puncte. Acum, e o chestie care pentru mine înseamnă foarte mult, pentru că, în primul rând, acum nu pot să mai
Da. Îmi pare mega rău că era nu, site-ul meu preferat. Nu, m-a lovit melancolia total când mi-a arătat. Era site-ul meu preferat. E, îmi plăcea așa de mult încât la Pio Solver, știi că ai trainer. Da. Și eu am vorbit cu developerul de la Pio Solver și am făcut un skin custom pentru GTO trainerul din Pio care arată identic cu Full Tilt Poker. Tu te referi cu Mare și Winup-ul sau avea Winup-ul pe alea cu skin-urile? Da, da, da. Eu am asta făcut un, cu la Pio Solver, urmează nu? Să-l eliberez free în Discord-ul lor, care arată identic, identic cu Pio Solver și am vorbit cu developerul și a făcut inclusiv un update pe fix acum pe chestia asta ca să poată fi făcut. Ia, super tare. Da, ca să pot să mă joc și eu Full Tilt undeva. Super tare, da. Poate studiem și mai des așa, nu știu, că și eu am fost fan sub Full Tilt și am Pio Solver-ul, dar nu prea m-am mai trezit el de câteva luni și așa dacă îmi dai skin-ul ăsta cu Full Tilt, s-ar trebui să mai studiez și eu niște mâininga. Cu mare plăcere, da, da, îți dau și singurile dacă vrei, nu o probe. Exact, da. Numai că nu prea am de turnei, dar negociem noi ceva. Nu important să mă uit în el, să învăț poker, că nu prea da, mai... Da, 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 da. Ce am făcut? Am luat bankroll-ul ăla, l-am pus pe tot la o masă, ca în plan meu era, hai, mă dublez, fac 1000. Cel de la quiz-ul de la Poker Strategy? Da. Quiz-ul da, fiind da. Alea, 20 de întrebări. 20 de întrebări, cu ce range dai, care e, azi, da, mă, chestii, da, alea, mă uitasem la video. Ai pățit tu ca mine, le-ai făcut de atâtea ori încât știai... Ca la examen auto, nu? Mă trezeai în noapte și ziceam efectiv range-ul din toate pozițiile din așa. Exact. Bun. Am luat ăla, l-am pus la o masă, l-am dublat. L-am pus la o masă, l-am dublat și am ajuns pe la $200. M-am culcat, eram super mega hype în gen floarea tinereții. Eram și vai, cine-s eu în fața mea la poker, i-am bătut pe ăștia. Am luat frumos. Am băgat a doua zi dimineață la o masă și mi-aduc aminte, a fost primul meu bad beat la poker, sau cooler mai degrabă, damă valet 10 rainbow, eu am popă 9, el a avut as popă, am pierdut mâna. Toți banii s-au dus. Și am zis, ok, stai așa. El putea să mai aibă. În momentul ăla am început să gândesc, el putea să mai aibă dame, valet zecari, damă valet. Și am zis, bă, n-am băgat banii chiar, nu știam eu ce erau. Comburi pe atunci sau alte chestii de genul. Pe scurt, am văzut băgându-se banii mult mai prost decât Catini cu Quinta, pe bumbu, da, pe damă, și mă gândeam, valet. Bă, sigur băga mâinile alea, sigur am băgat în față și mi-am dat seama că poker e joc de skill. Fix din momentul ăla. Și mi-am zis, ok, am oameni în cămin, am prieteni care mă duc la fotbal, la sală, la basket, pentru că eram cu basketul. Trebuie să aibă și ei niște buletine, că atunci îți cerea buletinul ca să poți să știi și tu. Da. Și am mai luat un bankroll de $50, am mai luat un... Și le zicea, bă, îți dau 20% din ce fac eu. Eu mă chinui. Și am început să am un fel de bankroll management. Și până la urmă, după chestia asta, am avut norocul de a mă ține cât de cât și de a înțelege intuitiv jocul ăsta și de a crea un sistem care mergea foarte bine la cea mai mică miză, la un cent cu 2 cenți. Și am început să fac, nu știu, undeva la $500 pe lună, ceva, din un cent cu 2 cenți, care pe vremea aia era Acum dublu impresionant, salar, ceva de genul. Da. Și am reușit să plec din cămin cu chestia asta. Serios? Holy shit. Da, m-am mutat la o cameră într-un apartament, dar era camera mea. Să nu ne gândim că ai luat un apartament 3K. Da, da. Pentru prima dată am stat singur, dar am mai sărit o etapă între chestia asta, care a fost Black Friday, care la un moment dat m-am tiltat efectiv și eu am pierdut bankroll-ul ăla și am zis într-o zi, bă, hai să dau și eu niște turnee, că era Full Tilt Poker. Am depus $27, am jucat primul turneu Russian Cash, nu Russian Cash, cum era, Rush Poker Tournament. Da, da, da. De $1. Am zis că hai că am bankroll de turnee de $1, $27, ce se putea întâmpla, știi? Da. Da, acum înțeleg că am avut bulan. Am dus turneu, $400. Oh my god. Mă înscriu la al doilea turneu, care nu era Russian Cash, era normal. Pe la 2 dimineața eram heads up. La turneul ăla, turneu de $2. Două din două. Și zice, jucam cu moldovean și zice, băi, hai să facem deal, hai să împărțim banii, hai să facem deal, ce mai stăm ca fraieri. Mergi la culcare, să stai diferența, da, presupun că era mică, fiind turneu $2. Da, în seara aia, $700. Ce ai zis? Mamă, am venit și cu băieții la băut, eram cu lumea băieți, fac cinste. După câteva zile de a fi în culmea fericirii, Black Friday. Deci aveam bankroll-ul mare, nu chiar câteva zile, cred că vreo 2 luni, cam așa. Avem backer-ul deja crescusim ca lumea. Da. Pam. Dum. Zero money. Că nu cer un cap. Da, eram la mese. S-a oprit masa și am început să văd animația aia cu cărțile, știi? Da. Connecting. Ei,
cum e la TVR1 când apare... Exact, da, no signal. Și îmi zice un coleg de... Eram la cămin încă și îmi zice un coleg de... Coleg de cameră de la cămin, îmi zice, vezi că intră o leacă pe site la Fulltilt. FBI takedown. Mamă, i-am zis, du-te, mă. Tu ai avut brain dead la FBI. Bă, nu mi-a venit să cred. Deci mi-a dat, FBI mi-a luat bankroll-ul, frate. Și mi-a dat bad beat FBI-ul, deci nu așa. FBI takedown era. Și am intrat și Full Tilt și Poker Stars și Absolut Poker. Da, acolo înțelegi la Absolut Poker ce s-a întâmplat, că era... Nu, îți asumai la Absolut Poker. Da, 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 la Absolut chestii. Poker m-am jucat eu cu potri pe aia aia, știi? Adică, ține da, și eu Absolut Poker. Băi, acolo m-aș aștepta la orice, adică da, mi-asumam greșeală. Da, da, la Full Tilt, care era zeul zeilor la site-uri, nu te aștepta niciodată să... Dar vezi acolo ce line-up aveau, era fenomenal, cu Tom Doan, Howard Lederer, cu tot așa. Exact. Șeful lor era Ray Bitar. Ăla avea 3 clase. Da. Că era mai de steaua lui, nu știa matematică, dar era foarte, foarte bun în a uni lumea, a aduce toată echipa aia, cu Chris Ferguson, cu toată exact, lumea. Exact, ceea ce e foarte important la chestiile astea, mai ales în poker. Mă atrăgea foarte tare, mă uitam la, era un fel de newsletter cu, era Chat and Play with the Pros, știi? Da. Și era un newsletter cu Pro Insights sau ceva și fiecare scria ori Eric Lindgren, ori Phil Gordon, ori citeam de fiecare, Jen Harmon. Da. Era de Mix Games, nu m-a interesat pe mine, dar citeam că era captivant, ceva, era în legătură cu ei, cu figurinele alea emblematice, nu? Da. Te înțeleg că și până la urmă funcționează asta și a funcționat tot timpul, de la ISIS Cash Games cu Tom Doan și cu toți. Da, asta îți rămân exact, în minte când ești la început și ai tendința asta spre poker, nu știu, tu erai captivat de chestiile astea și normal, nu? Adică până la urmă... Da, și undeva la un moment dat, după chestia asta cu Black Friday, am făcut o pauză, că depresed. Depresia cam cât a durat? Un an de World of Warcraft. eram și cu basketul în același timp. Deci, efectiv, după Black Friday a picat cerul în cap și un an nu te-ai mai apropiat de poker. Ce ai zis, bă, asta e un pic, frate, dacă da, și Full Tilt-ul în stare speech-ii, ce viitor e cu pokerul ăsta? Nu era neapărat chestia asta, bă, eram ofticat după bani. Știu, da, dar încredere... Vreau să mai joc, dar dacă mi-a picat gen cel mai mare site, cel mai mare, că era și Poker Stars de la mijloc. Știu, dar cam el era, cam Full Tilt era cel mai mare, era după aia... Huge, da, era huge, da, Full Tilt-ul. Full Tilt-ul a avut inovații pe vremea aia, care acum apar alți operatori cu niște chestii ca fiind noi, dar Full Tilt-ul l-a scos, Full Tilt-ul l-a scos, avea Rush Poker pe Android și Android-ul abia apăruse, adică da, era da, ceva de genul. Știu, până și fac crazy emoticoanele și astea, cum se cheamă, la avatarele, la... erau ceva speciale pe vremea aia, mai țin minte avatarele da, care erau pe... Da, puteai să le dai anumite reacții, anumite chestii. Și dacă pui un Betfred sau Absolut Poker sau alea, erau... Desenai tu biografie, o smiley face, atât era. Exact, Full Tilt erau da, da. Next level. Ca... Erau site-uri care s-au dus în plus față de asta, dar s-a dovedit a fi prea mult gen PKR, dacă mai ții minte. Aveau un fel de platformă 3D, era poker 3D. Ah, ții minte ceva, da. Și aveai tot felul de read-uri, puteai să dai emotes, să încerci să-l faci. Au plecat un pic prea departe, cred, nu? Da, s-a dus prea mult și plus că nu prea puteai să faci multi-table, adică na, era 3D, nu prea mai înțelegeai ce se întâmplă, făcea la nu știu ce. Mă rog. De apreciat pentru că au încercat totuși. Da, după care am găsit, să zicem, $10 pe jos, i-am pus pe Party Poker și de acolo i-am dus în 300, 600, tot așa. Nele doi, efectiv, am început cu 2 mese și după aia jucam 16 mese, aveau Party Poker un fel de interfață foarte faină, în care îți arătau o singură masă, deci ei aveau built-in softul lor de tables. Aveau așa un fel de chestii ca un fel de liniuțe cu cărțile care le aveai și îți arăta bordul și apăseai și băga masa aia în față. Da. Cu interfața aia tot jucam. Până când, la un moment dat, eu stăteam în chirie cu un prieten din copilărie și prietenul ăsta meu a decis în principiu, eu eram cam, el avea probleme cu somnul. Nu eram, să zicem, nu eram primul prieten de copilărie care îl dă afară. Și mi-a zis, bă, până vineri îți caut și tu altundeva unde să stai. Eu, vai de steaua mea, nu aveam cine știe ce profit, nu făceam mare lucru. Făceam și eu niște bani acolo, dar nu era ce. Bă, m-au găsit unul, am pus anunț pe Poker Strategy. Bă, îmi caut dacă e cineva cu pokerul în Iași, caut cineva. Corect. A fost mișto până când nu mai fost, că mi-au luat schem de tot bankroll-ul. De la colegul de apartament? Nu de la colegul de apartament, de la potențialul coleg de apartament. Uimește-mă. S-a băgat unul, știi cum era, Yahoo Messenger, știi? Băi, s-a băgat unul în seamă cu mine.
care o zis? Mi-a zis profesor. Deci anunț tău fusese să fie poker strategy. Caut coleg și ai să te măcar să fie poker. Dacă asta e cineva, ideea, da? Încercam să caut, poate fac un grindhouse cu cineva, corect. Poate fac un... De altfel, da. Ideea e foarte bună. Mi-a zis, bă, am o garsonieră în Mircea, am la automatică cu tine, san mai mare, sau așa, bag grind, eu sunt mai pe turnee, dar ne înțelegem, tralala. Trimite-mi și mie că e închis. Pe atunci, duminica, un weekend, era o dumă odioasă în care nu puteai să depui bani, gen pe card sau ceva duminica. Da. Băncile, da, nu erau astea cu, nu, evident, da, era. Bagi, îți dă împrumut și ți-l virează direct. Am ajuns bine ca populație, da, de unde am plecat de acolo. Ții minte, perioada aia era dezastru. Și mi-a zis, bă, trimite-mi că vreau să joc Sunday Million sau nu știu ce, trimite-mi așa și ți-i dau când ne vedem mâine. Tu nu te mutați cu el încă? Nu, am vorbit o grămadă, băi, o grămadă. Eu cred că una dintre calitățile mele în viață și notez ca fiind calitate, că am naivitate, încredere în oameni. Da, naivitate, da. Eu cred că e calitate. Îți de acord. Dar îți de acord că e calitate. Uneori, dar... you get bit. Vine și... Da. Reversul medalii, vine da. Și reversul medalii, ciocanul Thor. Când te lovești, te exact. Lovești puternic. Exact. Da. Și la un moment dat, după ce i-am trimis tot bankroll, în principiu, că mi-a zis, am dat kicks la turneu, mai trimitem și ți-i dau mâini. Bun. Send. Afeca. Afeca. Alo. Scrimiți oare pe Instagram și Facebook, că aveți nevoie acum de ajutoare așa, mai ales la Sunday Sessions. Nu se mai poate transfera pe GG sau pe Stars acum, dar Revolutul are toată lumea, vă ajută omul. Din fericire eu n-am Revolut. La cât de băiat mișto faci, că îți faci pentru băieții ăștia. Eu duc nu, ești în București, le duci tu chest direct la... Păi eu fost foarte convingător. Mi-a zis efectiv chestii legate de profesori din facultatea mea. Chestii legate de ei. Care, hai să fim serioși, pe atunci nu le găseai pe Google sau ceva de genul, nu erai toate forumurile sau chestii. Ca să aflu după aia, am făcut o leacă de digging și l-am găsit, era un tip din Târgu Neamț, nu m-am dus după el în Târgu Neamț, dar să fie primit. Mm. Dar a fost nasol, că tot venitul meu era, primeam pensie alimentară 6 milioane pe lună, din care trebuia să-mi caut în 4 zile chirie. Da, am găsit cu niște colegi atât de apartament. Atât aveam și eu, 600 lei pe lună. Da. 150 pe statună. Da, am găsit niște faptul colegi. Faptul că cât i-ai dat acea? Două gloanțe la Sunday Million sau unul sau cât i-ai dat? Sau mai multe? Everything. I-am dat everything. Nu contează. Mi-a zis, trimite-mi cât tu îți dau mâine. Tu i-ai trimis banii și ai zis, bă, joacă relaxat, că tu ai mai multe gloanțe în turneul ăsta. Nu știu că Sunday Million timorat. Ia, exact. Bagă un pic în ele. Adică, bagă un storm, mai bagă un ceva, un faci, bounty builder. Ori faci un stack-uri, da, da, ori... Exact. Bun, dai și mie 10%. Și au fost ori. Sau. Da, și în principiu după aia a fost o perioadă nasoală pentru că 4 zile am postat un anunț, deci am găsit, din fericire, am găsit pe cineva în facultate la mine. Uh-huh. Un tip foarte mișto. Tura asta vorbim împărțit... face to face cu el, nu da, prin... Da, da, chiar din facultate la mine. Chiar din facultate. Am împărțit cameră cu el un an și a fost... Bă, era și el gamer, era foarte mișto, nu știu că am rețea din asta, genul ăsta de corect. Atmosferă, de LAN party, efectiv în fiecare seară, comandă de pizza, știi chestii, mai împărțim, mai nu știu ce. Exact. Am pus un anunț pe Poker Strategy. Bă, vreau, eu, uite ce s-a întâmplat, lumea mi-a zis, bă, mai bine dădeai un search pe Google, că vedeai că eu mai scama pe vreo 10 ăsta. Ar fi ajutat cel puțin. Da. Da, na. Te-a, da, te-a, scuze, prins, te-a prins în mrejile lui. Bă, a m-a vrăjit. M-a vrăjit. Bun om, frate. Era foarte bun la foarte ce făcea, bun. Sincer, pe prea puțin bani. O fi făcut, poate nu era facultate, că nici era psihologie. Dacă, cumva, pare psihologie invers combinat cu bun, dacă om, era, bun om. Dacă era Ocean's Eleven, el era toți 11. Deci el era acolo. Era pregătit pentru orice... El era tot filmul. Da. Era, știi, ca română, faci 11 joburi odată. Bun. Băi, când trebuie să dai credit cuiva, trebuie să dai credit cuiva. Omul top. Bă, din fericire nu i-am dat și credit. Dar... Asta mai lipsea, nu? Da, și am împărțit camera, am pus un anunț pe Poker Strategy. I-am zis, bă, frate, uite, eu am hand history, am pus acolo bază de date de la Hold the Manager 2. Și am zis, uite, am asta, vreau un stake, că nu am bani. Da. Am 3 milioane, trebuie să supraviețuiesc cu ei o lună. Că 3 milioane era chiria. Da. Zic, ok. Bă, m-a găsit un tip, mi-a zis, eu te-am văzut cum joci, ia $100, dar nu mai juca pe poker, stai, joacă pe 8-8-8. Uh-huh. Ți-i dau aici și nu mai juca în ultimii 2, joacă în ultimii 10. Full ring. Că eu sunt sigur că-i bați, m-am uitat în mâini la tine, sigur. Da. Și i-am zis, bun, tu ce vrei? Nu vreau nimic.
dai 10%. Și azi, băi, eu îi primesc. O zis că ok, hai să facem un pic de rail, bagă prima sesiune, din fericire prima sesiune plus 50. Știi? Adică într-o oră. Se legau chestiile într-o dată. Era ceva genul, dau tribet cu aș, iau call, as high flop, dau bet, ăla bagă o link popă dam. Înțeles. Adică era, era și popă, crazy da, shit, da, da, crazy da. Shit. Cristi îl cheamă, îl ții minte și acum, din Cluj. Băiet bun, băiet bun. Nu am mai dat de el să-i mulțumesc gen pentru chestia aia, că altfel dacă nu era el sau uh-huh. nu se mai avea ceva, eu nu eram aici. Uh-huh. Deci a fost fenomenal da, chestia foarte aia. Mișto. Și dacă e să o luăm un pic mai deep, cine știe, poate apropo de naivitatea slash bunătatea de care vorbeam adineori în partea ta, poate s-o întorci, adică nu poate. Aș spune că sigur s-o întorci în partea, sau în papucii lui Chris, dacă vrei, nu? Naivitatea ta de a fi scamat de da. Băiatul celălalt da. Și da. Tu încercând da. Să faci o chestie bună, ajutându-l whatever, și a avut încredere în oameni, uite că parcă s-o întorci din partea lui Chris și faci tine, nu? De acord, da, jobless. Și eu am dat mai departe, am făcut coaching, de exemplu, pro bono cu niște oameni care m-au rugat frumos, le-am făcut grup de Discord, nu de Discord, de Skype uh-huh. atunci. Uh-huh. Și le-am făcut gen coaching pro bono ca să poată să trăiască din chestia asta. Niște, corect. Acum îmi pare rău că erau brazilieni. Bă, hai, acum dacă sigur e mai bine. Dacă te-au odiceatul meu, de hate Brazilians. Știu. Dar uite tot timpul un amănunt, că ei sunt 250 milioane sau câte sunt da, în țara aia da, și noi suntem 20, bro. Da, eu nu i-am învățat să facă MDA, îmi pare rău. I-am da, exact. Numai, da, printre ei nu se număra Saulo. Ok, și de acolo te-a ajutat Cristi din Cluj. Cristi după din Cluj, ești băiat fain. Mulțumesc tare, uite. Tare mult. Dacă dă-mi un semn. Exact. Vin la Cluj. Sau cel puțin poate cineva care urmărește podcastul ăsta sau din chat-uri la noi. Îl știi pe Cristi din Cluj? Bine, Cristi din Cluj e un pic cam... Știe el cine e. El știe cine e, da. Jucat în Olimit 100. Olimit 100 acum... Și-a luat apartament din Olimit 100. 14 ani era, nu? Da. Deci Cristi din Cluj care a jucat în Olimit 100, dacă Cristi din Cluj nu e cu noi și cineva îl știe, să-i dea un mesaj domnului Schimițu pe oriunde. Da, într-o săptămână aveam 500 de dolari. Am dat și o retragere, știi, ca să pot să normal. Am și eu niște bani să trăiesc în principiu, pentru că, what the fuck, mai eram și fumător. Fine. erau costuri. Oribil, oribil, pentru că am avut vreo 3 săptămâni în care aproape n-am avut bani, că s-au dus banii după o săptămână, cine sunt 3 milioane, îți dai seama. 3 pâine, nu știu, n-ai ce să... Mila colegilor, chestii. Bă, când au venit banii, deci am băgat grind aproape non-stop, când au venit banii aia în cont. Cam că atunci dura mult, da. Când făceai retragerea și ți dăm noi. Exact. Știi? Lumea nu apreciază din cei care se apucă acum de poker, mai știi, presupun că ești tu în chat-ul tău și nu apreciază, nu știu care e termenul ăsta, nu ipocrizie, e altceva aici, inconștiență, să întrebi, am dat withdraw aseară la 9 și mesajul-i, dimineața la ora 8 dimineața, de ce nu intră bani? Și ei nu știu că noi... Calculam și eram... Două săptămâni, deci trebuia să facem grind înainte ca să... merg cu colegii de facultate la munte, atunci da. Trebuie să bag aici niște stai, ore acum. Când, nu, de Revelion, deci la munte de Revelion. Oare mi-ajung banii până atunci? Pentru muntele de Revelion trebuia să joci în noiembrie, să fii sigur... Nu, să faci bani în noiembrie, să dai withdraw în noiembrie. Era aur atunci dacă aveai un prieten la care puteai să-i trimiți stars și să-ți dea cash. Da, da, da. Și trimite, lăsai un 5%, 10%, dar îți dădea cash pe loc. Da, da, da. Nu mai există chestia asta. Sau mai era... Erau servicii care îți schimbau tournament dollars în dolari normali. Da. Le trimiteai tu T-dollars da. Și îți dădeau cu procent dolari normali. Bă, erau șmecuri. Da. Da, și în principiu, după alea 3 săptămâni în care am băgat grind aproape non-stop. Și ai mâncat muștar cu... Am mâncat muștar cu muștar. Și măcar pâine, nu? De când bucegai, mai bine, da, exact. Și pe o parte și pe cealaltă și vedem pe care e picat. Ai dat niște bani afară, ți-ai revenit un pic afară, ai dat bani afară, ți-au intrat banii după... M-am trezit, deci m-am dus la non-stop-ul din fața... Mi-a intrat cumva noaptea pe card, nu știu exact. M-am dus la non-stop-ul din fața blocului de unde stăteam. Mi-am luat o sticlă de vin și mi-am luat blackout. Și m-am trezit jos, pe podea. Și vedeam, mă uitam și era roșu. Am zis prima dată că e sânge, m-am speriat, dar era sticla de vin, că eu desfăcusem și mi-am luat blackout și am leșinat efectiv și m-am trezit în vin. Bine că nu a venit, bă, bine că nu a venit colegul de apartament, tu îți dai seama, vedeai colegul tău de apartament și în roșu total, what the fuck, man. Cazul de atac de panică și infarct da, din partea da, lui, da, mă, da, da.
Și de atunci am fost foarte, foarte disciplinat cu chestia asta. Un milion de mâini, graficul așa, 14 blinduri. Dar fără rake pack, fără nimic. Adică rake-ul era mai mare decât 14 blinduri. Da. 8-8-8 nu avea rake pack pe atunci, nu avea nimic. Nici acum, hai că mai au niște inițiative mai bune. Dar they are struggling. Mi se pare că they are struggling. They are struggling hard. De o viață mi se pare că schimbă. Dar acum nu că dau hate, că I really don't give a shit dacă e 8-8, dacă e star, dacă e GG, nu fac lobby într-o direcție sau alta, chiar dacă dau stream la GG, știi? Dar asta e părerea mea personală despre 8-8-8, că chiar s-au chinuit, struggling, efectiv, am jucat și eu la ei turnei, da, partea, da, da. Și sincer jucam, nu știu, cred că jucam, să zic, maxim 3 turnei sau 4 pe zi, dar și din alea 4, 2 le băgam așa, dar nu prea îmi plăcut, adică era un Monson 58.000, sau ceva genul. Mansun, da, da, mi-aduc aminte. Așa, în fine, dar erau genul două, erau, nu? Și chiar și alea, garantate, buy-in-uri garantate mici, 162 cu garantat da, două. Da, asta e mici, da, că e field-ul mic, dar ceea era ușor. Ceea ce era ok, era ușor, da, dar asta zic, dar au pornit bine de atunci, eu vorbesc cu mulți ani, nu puteau să, știi, să... Mi s-a părut că ultimul update la softul lor a fost cam... Mi-mi plăcea softul lor înainte. Mi-am amintit, am primit mail recent de 8-8-8 când mi-au închis contul. De asta n-am așcat niciodată, m-am omorât. Bro, am deschis Sunday Session cu 8-8-8 nou soft și masa la 8-8-8 mi-a acoperit cumva un procent de 42,5%, dar nu într-o formă anume. Nu. A fost ceva urât rău. Am cam, nu știu, vreo 2 milioane de mâini jucate la 8-8-8. M-am dus în Olimi 10 și mi-a zis Cristi, bă, îi rup pe ăștia, da. Du-te la 50. M-am dus la 50, am jucat vreo 40.000 de mâini și cu 5 blinduri la 100. Și mi se părea un rate mic. Da. Adică, serios? Și mi se părea că e stresant să joci cu oamenii ăia, pentru că nu-i mai băteam așa de tare cât dădeam în aia ca la... E și normal, adică diferența la 10 la 50 da, dar la 10 sensibilă oriunde. Exploituri, aveam tot felul de chestii, învățasem toți regulari, acum da. 40.000 de mâini, n-ai foarte multă informație cu toată lumea sau așa. Fiind site-ul mai mic, joci cam cu aceiași oameni. Da. Dar literalmente erau nebunie, frate. Era... Mi-am duc și aminte și acum o mână când mi-am dat seama că, bă, ăștia, they're not as smart as I think they are. Pentru că era potul de 4 blinduri. Și noi eram 400 de blinduri deep. Și eu aveam nuts, că era popă, popă, 4, valet, 9. Și aveam popă, valet. Și am zis, frate, stai alea, că ăsta e balenă, e, joacă 80 VPIP. Dacă dau bet 2 blinduri, câștig 2 blinduri. All in. Cu ce mi-o dă acolo? Cu un 4. A, uite, se poate și așa, nu știu. Da. Deci exploit, când am văzut la Tom Doan spune de exploit. Asta înseamnă exploit. Eu băgam exploit în regulare. Da, da. Dar eu jucam cu balene, jucam așa, mai rezervat un pic, mai de fără mișcări. Îi făceai să-ți dea crying calls în general, dar nu asta nu încerca zi până acum. Ei, overpoturile astea pe care le prezintă pați acum, dacă vrei, prin shorturile, nu știu dacă știu la pați, le-au implementat la turnee de ceva timp și they work also. Da, eu contrafi și acum merg geometric, oricât ai fi potul, merg, depinde și de board și de așa, dar în general, efectiv geometric. Deci dau, dacă îi vine check, check, flop, 20 de blinduri, turn, shove, river. Exact, da. Nu, cred... Geometric fiind 3 spot minim și... că ei nu gândesc gen, în, cum ar veni, nu stabilesc în general... În legătură cu potul o grămadă, de jos. Nu stabilesc o grămadă de chestii, o grămadă de chestii nu stabilesc. Să zicem, în sensul ăsta, poate în alte domenii, da. Da, nu? Evident cum ne referim la poker, da, evident. Da, da, și da, în principiu de acolo cam așa am mers înainte. Cu Nolimi 10 m-am mutat în chirie singur după aia, dar eu am stat la Nolimi 10 foarte mult timp. Pentru că făceam, nu știu, pentru mine mi se părea astronomic, făceam $1,000 pe lună, $1,500 pe lună din Nolimi 10, din full ring, deci mese de nu jucam Six Max, că nici nu prea era popular, nici prea exista Six Max pe atunci. Aș spune că ai, la cum te ascult acum, ai etica asta a muncii și self-controlul ăsta să, dacă deja jucase 50 și ai zis că nu mai violai, quote in quote, mesele, dar totuși cred că de te-ai întors la Nolimi 10 sau asta e înainte de a trece la Nolimi 50? Nu, m-am dus la 50 cam de la început, după vreo 40.000 de mâini de Nolimi 10, mi-a zis ăsta urcă. Da. Și băteam cu 5 blinduri la 100, dar era mai stresant. Era nu îți plăcea, efectiv te-ai întors la... Și mai aveam, deci erau și ei exploatabili, dar în alte direcții. Normal, de exemplu, mi-a zis, Cristi mi-a zis, bă, ai băgat aici as popă și ăsta are 3-bet 2. It's no good.
It's no not good. Fair. Call versus trivet sau whatever. Și mă enerva unul singur de la 50. Bă, ăla îmi dădea trivet de fiecare dată. Era el mai inventiv, mai scăuș. Și nu știam, era rec, dar se lua de mine, că deam fol la trivet foarte mult. Da. Și... și după aia le-a sunat pe Cristi, Cristi, știi că mi-ai spus că eu trebuie să dau cu aspop pas sau col la trivet? Da, sunat pe nimeni. Lu Nicolae ăsta, cum îl chema pe ăla, îi băgam tot timpul un fislimbot aici, de acord? Good. Am început să-i bag Olin cu doi ani, cu doi ani. Asta zic, Cristi, good, versel good, good, Olin. Mi-a zis chill, stai ușurel. Cristos, băi, știu chill. Că eu ți-ai făcut imaginea asta cu omul, dar le știi că e chill, nu? Da, 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 nu, nu te băga în dinamici din astea cu regulări, cum nu știu ce. Așa, bă, da, frate, e stresant, e prea variație, da, 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 e prea... Da, da, da. Că vezi așa, știi, graficul meu se duce în sus, e foarte multă linie și unde e 50 se duce, se vede așa, știi? Și zic, what the fuck, man, nu. Și am zis, ok, înapoi la numi 10, hai, stăm acolo. Calm, da, da, da. Grinduim bunker. Nu, nu eram, bine, nu eram bunker, că eram, eu doream open 100% vutor. Jucai multi mese, erau multi mese, jucai doar 8-8-8? Da. Doar 8-8-8, nu? Da, 8 mese maxim și la un moment dat au redus la 6. Înseamnă că băgai grind mult dacă... Da, da, dar la 14 blindul ăsta nu-ți trebuie chiar așa de mult. Nu trebuie chiar mult, da, dădeam, de exemplu, aveam grup de studiu cu Cristi, cu alții care jucau mai jos. Da. Și nu înțelegeau ăștia de ce dădeam eu open 100% din buton sau din small blind, că... Bă, nu trebuie, e matematică pe care o faci pe hârtie. Era nivelul ăla al evoluției pokerului când încă se analiza chestia asta cu butonul. Dădeau oamenii defend 20% în big blind și eram, ok, da, da. Frate, tu dacă ești în small blind, pui două blinduri jumate și câștigi 1,5 blinduri de fiecare dată când dă la pas. Păi cât îți trebuie? Îți trebuie, dacă ăla foldează 60%, tu faci profit, poți dai check fold post flop, după aia pe orice flop. Dar mai prinzi și tu niște două perechi, zic că nu-ți dă, nici măcar nu-ți dă 3-bet cât ar trebui, nu? Eu aveau 3-bet 3, dar dădeau 3 din orice poziție, nu prea contează, da. Știi? Și erau aceleași cărți la tribele ei. Aia e matematica. Și eu n-am reușit să-l conving nici în ziua de azi pe unul de la, din grup că chestia asta e profitabilă. Că e ok. N-am reușit, i-am arătat. Ăla s-a văzut sign off Skype, că ăștia sunt nebuni, bro. Eu nu mai vreau să vorbesc poker cu ăștia, că mă învață să mai prosi. Da, și nici și matematica era simplă, explicată de tine. Da. Vă schimba notițele la toți pe site-uri, dar e problema mea pe ăștia, că mă învață prosti. Da, bro. Crazy, dar oricum, am grindat acolo mult, 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 până a venit la mine un corean, care a zis... Bă, din experiența mea cu zonele alea ale lumii, e de bine că a venit un corean la tine. Da, a zis, bă, fii atent, sunt niște aplicații și vreau să-ți dau un stake, caut Poker Pros. Și a zis, bine, care aplicație? Pe atunci era Poker Master, care era una din primele aplicații care au apărut. Ok. Cluburile astea private joacă în 1200. Eu deja mai urcasem un pic în mize, nu mai jucam 10, jucam 25, jucam... Pe 8-8-8 era 20, nu limit 30. Nu limit 30, mă, da, este nu limit 30. Da, când aveau trafic, știi, să aibă și la mizele astea, acum le-o cam adunat, știi, da, nu mai joacă nimeni cu nimeni. Și o zis omul, bă, fii atent, dar e doar pe iOS chestia asta. Zic, frate, n-am ce-mi trebuie. Păi îți trebuie iPad. Păi da, dar eu vreau să joc, pot să joc mai multe mese pe asta? Nu. Păi de unde fac rost de iPad? Ah, cât trimit eu? Mi-a trimis ăla bani, am cumpărat 4 iPad-uri. Erau și le țineam, aveam un fel de masă din asta de pictor cum ar veni, care puteai să o îndrepți așa, da, și da, țineam da. Așa. Da. Eu mai steam și în picioare, știi, și grindam acolo, erau toate 4 băgate în priză, bă, dar erau așa de proaste iPad-urile pe vremea aia, că le țineai în priză și se descărcau dacă erau cu ecranul. iPad-urile din perioada aia. Groase și înguste și proaste și luminozitate zero și... Da. Dar eu aveam 4 mese, băgam 9200 pe aplicații. I-am rupt pe aia și după aia mi-am luat cel mai mare bad run din viața mea, cel mai mare swing, că am urcat la 400. Ai jucat 200 în LM, care oricum da. Era un jump și o veste perfectă pentru tine, bă, erau cu șansa mese. Oferită, da? Erau bune mese, dar până la urmă șansa... ca la 9010, pe 8-8-8. Șansa ți-a fost oferită, evident că din meritul tău, de unde a aflat coreanul în tine? Știa de la un prieten care era poker pro de, pe grup de studio, zic că, bă, uite, i-a recomandat cineva? Da, da, da. Și în principiu am început să grindez, am bătut 200, lejer, erau praf aia. Am urcat la 400, mi-am luat un run. Știi ce ăla? 300 de blinduri deep, să dai 5 bet cu aș, să-ți vină as 4, 3 rainbow. Și ăla să aibă 2-5 off. Ok. Intră în categoria ranul vieții prost, într-adevăr. Mi-am luat la 9400, mi-am luat swing de vreo 20 de bainuri.
așa, 20 de bani poate nu sună foarte mult, dar pentru mine era, că eu băteam era jocurile jump, super clar. Plus că era jump-ul major pentru tine, la 400, dacă îl dai bine și aici, dintr-o dată, things arătau da, bine rău, da, nu? Da, adică dacă era nu ceși bine așa. Și la 200. Era, păi nu, tu erai foarte bine la 200, dar numai era asta să nu sunt... Era pe mental, știi? Exact. Era pe mental, asta... că e 8.000 de dolari. Sau... Bă, deci, nebunie, deci n-am avut, de atunci n-am mai avut așa run. Da, mai pierd 20 de bainuri, e normal, acum stau, am jucat Zoom mult timp, știi? Exact. Știu ce e aia, și 50 de bainuri, swing, se poate. Yeah. Da, pe atunci a fost un run fenomenal, cum ți-am zis, din astea cu 5-bet, cu 2-5 off, erau fai de steaua lor, dar eu nu știu nici cât de legit era softul ăla, sincer. Nu știu, acum am mai mult încredere în chestii gen Club GG, Poker Bros, chestii, că sunt prea multe cluburi, poți să dai import la hand history, poți să vezi... cât, de câte ori ai primit tu set, în procentaj, știi, chestii de genul. Poți să vezi anumite chestii, dacă că și pe aplicații, apropo de aplicații, de exemplu Poker Bros sau care mai sunt. Da. Față de atunci, am să fac și security să se sesizează la orice rahat, știi? Da, da, pe atunci da, mă gândesc da. Că din ce mi-am amintesc eu, că parcă bro, scos, nu era eu am nimic, vorbit cu era... niște Poker Pros, care cunoștinți, români, care mi-a zis, frate, eu am fost angajat pe aplicații din aia și eu eram 8 din cei 9 jucători de la masă. Păi echipa e să joci tu hold'em contra la unul care joacă Omaha cu 16 cărți. E că quite literally, știi? Aș zice că are un avantaj. Un pic, așa. Dar chiar și dacă existau și pe atunci nu erau solvere, nu era nimic. Da, era da. Card Runners, era Card Runners site de training, Deuces Cracked al lui Jay Rosenkrantz, care era alea... din 2 months 2 million, dacă știi. Singurul care a făcut astea profit. Au fost primele două site-uri de unde mi-am da, plătit subscripția pe atunci... pentru videouri, efectiv, astea două. Da, pe atunci erau... dacă făceai rec pe full tilt, îți dădeau ei subscripție la Card Runners, aveau promoții la un da, dat, da. Te-ai ales gen. Oricum, mi s-au părut wow când am apărut site-urile astea, Card Runners și This is Cracked. Mamă, adică, ăsta l-a uitat și în total, da. Mi-l erez din memorie, This is Cracked. Știi că încă este? Da, încă e This da, is Cracked? Da, încă este, încă sunt videourile, adică, e cam de... schem acum, că îți dai seama că sunt aceleași videouri în față de atunci, poți să da. Înveți cum să juca cu 20 de ani. Mă îndoiesc dar... că e foarte mare value să plătești. Da, poți să iei free trial, gen. Ori mai avea și 100 de euro pe lună, ceva genul subscripția, nu? Nu, e moca sau free trial. Odată la 1.99, cred, că nu mai se mai ciubilească ceva. Odată ca să-și plătească domeniul, știi, ceva da, da, de da, genul, da. Da. Dar era Drag wow. The Bar mai era pe atunci. Drag mă, The Bar, rău, uite da. Și asta, da. Erau de-astea, mai vin niște nume, dar nu erau, asta, Blue Fire Poker, când au scos asta nu, Drag The Bar, ții minte. Nu, dar Deuces, cred că era favoritul meu, ții minte, că era... Da, Deuces și Card Runners. Și Card Runners, Card Runners, da. Card Runners era cel mai profit. Din... Primul solver, că era CRV, Card Runners EV. Și puteai să-ți bagi tu anumite chestii și să-ți dau EV-ul la cap. E un fel de solver, da, fel da, de... Dar pe vremea aia nu erau... Da, nu era, nu. Dar era de ajuns, mai ales pentru jocurile pe aplicații, pentru jocurile live, cum jucam eu la Iași în perioada aia la Viper. Faptul că mă uitam la, la câteva videouri pe Card Runners sau pe Deuces... Ai văzut... Erai... Beluga Whale Theorem și ai zis gata, snaț, dacă exact. Era ce care era, era dacă îți luai check raise pe turn, e naț. Exact. Da, funcționează normal. Nu, funcționează. Așa era, mai ales vremea. Sau un video dacă îl vizionai era Da. Da, ce, erau ceva de genul cum am jucat acum câteva seri cu cineva venit la room și era la masă de 1-3, făcea rebuy 3 milioane, all-in. Nu știu dacă avea importanță să uite la cărți sau nu, da. Dar el băga all-in și zicea, nu ducea. Bă, ce ghinion am avut, nu se poate. Băi, frate, nu se poate să nu duc 10 ore la rând. Și da, ce-i drept, e ghinion dacă nu duci de 10 ore la rând la chiar, poker. Chiar băgând de nici da, tu, băgând nu? Da, băgând 10-7 off, știi, adică... Da, da. Poate făcea ca mine, că eu mai dau și ori în așa, deci în spotul în care, de exemplu, dacă am un nit în big la live și ești da, prie da, așa, dar mă fac, îi dau tic, tic, la cărți, dar nu mă uit la ele, știi? Da, că nu contează. Nu contează, dar vreau să totuși cred, unul, să nu mă trezesc cu un col la nou valet off, că el știe că bagă nituri, știi? Și îi dau tic, tic cu ăla, știi? Da. Și da, când da. Întorc și mă uit, 2, 8, 8, oh my god, what the fuck happened? La fel și el, nu? Bă, ce ghinion, mă, cum e posibil să pierde 10 la rând? Da, și mai, da, eu înțeleg că oamenii vin gen recreativ, știi, să se distreze la masa de poker și mie îmi place foarte mult chestia asta că e foarte social, adică am cunoscut foarte mulți oameni la peste masă, cross the table, știi, peste masa de poker, așa cum jucăm și noi acum.
Eu speram chiar să băgăm și un heads up, dar după producție. Am o să-i duci chiar. Stai așa, să nu mai că te-am întrerupt cu glumile astea cu cardranul ăsta, etc. Și spuneai că ai dat 400, te-ai întors la 200, m-am nu? M-am întors la 200 și am rămas acolo foarte fericit. Ai... Că nu... Liniște și pace frumos, nu? Eu nu mai vreau 5 bet cu așa. Nu mai... Și la studii casă? Nu cred. Dar eu ce am mai vorbit, de exemplu, mi-am luat niște coaching de la cineva de pe aplicațiile și mi-a zis, ok, tu ai nuar, nu ai nați. Ești pas. Ești pas? Zis, frate, ești cel mult ce col, știi? Am înțeles, nu forțezi acțiunea, dacă se bagă banii, ești cumva în spate. Nu forțezi acțiunea în sensul în care cel mai probabil e setup. Am înțeles, când le bagi... Le bagi chiar cu nați. Am înțeles. Sau... dacă ai pop preflop și ți-ai tribet, dai doar call, știi? Am înțeles, dar are sens în zona discuției cu aplicația despre care vorbeam și cu... Da, are sens. Jocul de la G-Poker Machines alea, ți-am povestit că jucam noi, are sens, ăsta era softul până la urmă și era... Da, am înțeles chestia asta, dar n-am mai urcat la 400, că nu trebuie. Jucam jocul meu la 200, era perfect ok, mult timp am grindat pe alea. Până s-a stricat unul din iPad-ul, am zis că, bă, cred că e un semn, știi, adică it's enough. Și după aia m-am băgat pe site-uri încet. Era pe atunci un site care se chema Poker VIP, care a avut și ei și un skin care se chema High Stakes, whatever. Era un site de afiliere, ceva de genul, cu forum, cu whatever, și eu zis, bă, am văzut la un moment dat. Cum era și Poker Strategy, altfel, nu? Genul, da, exact, ca și Poker Strategy. Exact. Dar ei căutau streameri plătiți ca să facă stream pe canalul lor, care se chema PokerTube, nu mai există, long gone, bad management. Deci voiam să găsească băieți care să dea stream, să-i plătească. Să facă ei stream, să pe meargă canalul... streamul lor pe canalul lor, PokerTube. Da, să meargă 24/7 pe Twitch canalul lor de stream. Bun, și aveau ideea around, de altfel, around the clock. Am înțeles, da. Ei aveau mai mulți streameri. M-am băgat și eu, le-am postat graficul. Și au zis că, bă, ar trebui să intri pe forum la noi, să-ți faci blog. Mi-am făcut blog acolo, mi-am făcut tot felul de chestii. Era cel mai multe, nu povesteam doar poker, era cel mai vizualizat blog. Și eu zic, bă, hai la noi la stream, fă stream pentru noi. Și era o chestie gen 8 ore de stream pe săptămână și îți dăm gen 12 milioane. Pentru mine era ok, pentru că era fun money și am vrut să prind un pic de experiență. Normal. Însă, și am ajuns după vreo 2-3 luni să mă plătească vreo aproape 1000 de euro pe lună pentru că mai făceam alte chestii, gen mă plăteau pentru hand reviews pe formulă, mă plăteau pentru diverse, pot să fac și asta și asta și cât asta. Cât implici mai mult, cu atât apreciez și chestia asta. Mai multe joburi. Eu eram Ocean's 4, cam așa. Da, după care a fost o chestie foarte nasoală cu un tip care a crezut că eu iau și jobul lui și mi-a făcut niște figuri. Era, avea parola de la contul lor, o schimba niște chestii, m-a băgat în belel, să zic. Nu dau detalii, că nu e foarte interesant. Dar ăia au luat belelele alea ca fiind ceva mult mai serios și suddenly I was out of a job. Dar mi-am dat seama că eu eram cel mai vizualizat streamer de pe canalul lor. Deci când intram eu, aveam mai mulți viewer decât restul oamenilor care se uitau la canalul. Okay. Și am zis, ok, e momentul să continui pe canalul meu. Da. Am făcut câteva streamuri, jucam pe Unibet pe atunci, m-am băgat, jucam pe diverse, dar Unibet-ul mi se părea mai atractiv din punct de vedere al jucătorilor. Probabil. Mai ales după ora la care se ieșea de la serviciu în UK. Am jucat și eu de 3 ore am jucat pe Unibet, am depus 250 euro pentru satelit pentru Unibet. Mai știi minte că erau aia duminică? Da, aia de 1000 care era... Era 250 euro pentru pachet de 2000. Și primul l-am luat la București la Meriet. Da. Și îți băgau 250 euro înapoi în contul de Unibet. What the fuck? Ca să mai ai pentru următorul satelit. Ah, ce mișto. Deci pachetul era 1800 or something și s-au zărea 250 înapoi bonus de extra. Da. Și am mai luat și la Dublin și la următorul 3 sateliți la rând, mâncați. Deci, apropo de fieldul deep, nu, dar aș vrea să iau către mine lauda totală. It's good. Dar erau super deep la 15 minute blindul cu 10.000 de fix și something like that. Da, Unibet-ul a făcut chestia aia cu deep hypers, da. Băgate-i primate, dar era și deep și era și slow și era și... Alea erau... Bro, nu exista... Aveai loc de poker. Nu, că turneii nu erau atât de deep ca satelitul ăla. Da. Îți dai seama că am luat 3 la rând și what the fuck. Deci, da, și fel era... Era nice. Era nice fieldul, nice. Da. Făceam stream la Unibet și am primit un mesaj, că tot primeam mesaje de la VIP Grinders, de la...
World Poker Deals, de la toți afiliații ăștia mari, știi, bă, noi vrem, pune bannerul nostru și noi îți dăm, nu știu, 200 de euro pe lună, în engleză. Da, dădeam în engleză. Pune bannerul nostru sub stream, îți dăm 200 de euro pe lună. Și a zis, frate, lasă-mă, pace, nu mai bat cap pentru 100 de dolari pe lună. Suntem site de poker, te vrem jur, la noi. Jur, eu. Da. Și i-am zis, du-te mă de aici, nu te cred, lasă-mă în pace. Show me the money. Și a zis, nu, hai dă-mi ad pe Skype și facem conferință, îți arătăm, nu, chiar noi suntem, adică nu suntem afiliați cu nimeni. Și zic, ok, am intrat pe Skype, am stat de vorbă cu un tip, mi-a făcut o ofertă, bă, îți dăm așa, așa, așa. Și gândește că e ok. Nu era chiar grozavă oferta și am refuzat pe moment. Am zis că mă mai gândesc. După care tipul ăla, după câteva zile, îmi dă mesaj și zice, fii atent. Tu ai vorbit cu X, cu Y și cu mine. Da? Eu plec din firmă. Dar vezi că tu poți să negociezi pentru mult mai mulți bani cu ăștia. Că dacă le ceri, îți dau. Că noi avem buget mare. Foarte drăguț din partea lui. Foarte drăguț pentru că era un pic supărat. Pe ei. Da, normal, da. Dar pentru tine era de vis, da, numai da, informații. Da, visul, informațiile astea au fost foarte bune, foarte, foarte bune. Normal, pentru că da. Am vorbit cu ei și le-am zis, ok, eu vă fac mai mult, da, că ei vreau tot așa, 8 ore. Dar guess what, și voi dați mai mult. Frate, eu vă fac mai mult. Vă fac 30 de ore pe săptămână, 40 de ore. Joc turneile astea, uite, că erau turneile, se chemau, erau pe culori. După viteză, erau pe culori. Am impresia că și acum mai sunt câteva. Era yellow, era red, era, da, red era hyper, că blue era mai, da, slow, da. Green era corect. Super slow. Da, cred că mai au și site-ul în general, cred că mai au așa. Da. Și Stars-ul, cred că mai are hiperlink cu roșu și, sau și GG-ul, da. Cred că are, în fine. Și am început să fac stream pentru ei. Site-ul ăla se chema GG Poker. Atunci, parcă am auzit de el, cumva. Atunci, avea 2000 average online. Era foarte mic. Eu am fost primul lor streamer și am mai venit imediat după, au venit și Room the River și Carlencio, care e Carlencio Productions, face shorturile lui Negreanu, acum face foarte bine băgat s-o în ajuns. Editare. S-o ajuns, da. E foarte mișto gagiu. Da, ați convins. Și am făcut mult, mult timp, 3 ani cam am făcut pentru GG. Dacă te uiți pe canalul lor și dai search la Scrimițu, vezi, de exemplu, este un video, The Month that Scrimițu... Genul, tu ai făcut... Pentru ăstea, nu? Așa, exact pentru ăstea. Da, exact. E același site, dar... Sau pentru ăstea, așa, numai ăstea pentru ăstea. Da, da. Am, nu era cu Play și Raw. Am de acasă cu GG Poker și de-astea. Da. Da, m-am întâlnit cu ei în Irlanda, că m-au chemat la Masters, la ei au făcut un turneu și eu am cunoscut personalul care acum e gen, e mai sus și au oameni mai jos. Atunci ei erau, doar da, ei erau. Știi? Am înțeles, da. Atunci chiar munceau, da. Puneau osul la... Literalmente, unul dintre ei mi-a zis că bea 17 cafele pe zi. Că dacă e la 4 dimineața și el nu și-a terminat treaba, mai bagă câte o cafea, știi? Imaginez, da. Că aveau 2000 de oameni online, trebuia să se implici un pic până... Până să aibă măcar până la nebunia 2500, de ziua de azi. Da, da. Nu știu cât s-a azi, dar e grasul. Și dacă te uiți pe site, pe YouTube la GG și dai search la Scrimițu, ai de exemplu The month in which Scrimițu destroyed the table sau ceva de genul. E, ok. Bă, jucam turnee. Asta e chestia, că eu jucam cash până atunci. Eu zis, da, noi te vrem, dar trebuie să joci turnee. Da. Habar n-aveam, nu știam cu ce să mână, că eram 10 blinduri, da, dau open, dau fold la 3-bet. Sincer. Am învățat. Aveam o intuiție. Am învățat. Mai bună ca celălalt, cred. Am învățat, mi-am luat și coach, am luat-o de la zero. Aveam intuiția de a deschide butonul ăsta. Cum, practic, ai vrut să-l minți pe colegul tău din Skype Group că butonul se deschide, da, la aici și el... Și am avut rezultate bune, din fericire, din bulanul meu, din prima. Am luat bine, am luat super fenomenal. Au început ei la un moment dat să facă series din astea. Că la început nu se chema, cum e, Summer Festival, Winter chestii, au fost GGS, care e GG Series. Da. Și am dus 3 din alea. Erau și mai mici, ce-i drept. Da. Și a fost foarte fain când am fost cu ei. Da. Jobless.
Până prin 2020, când a venit pandemia chestii. Dar înainte de a veni deci mă gândesc, practic, acum și eu și chatul nostru și chatul de pe stream și toți, ne gândim că dacă nu erai tu tipul care îi face și care dea stream în perioada aia pentru Gigi, ei având 2000 de pe online, turneele, dacă te-au și băgat pe tine tu jucător de cash, clar, ai fi tu face partea de cash lejer pe stream, dar voiau să propulseze turneele. Vreau turnee, da, ei vreau turnee. Și practic, dacă nu erai tu și cu ceilalți 2-3 care ați început, noi nu mai ajungeam în situația de a pierde de a ne căca pe noi la turnee ziua de azi, nu? Bine, bă. Este mulțumit domnului pentru că ne distrug turneele ziua de azi. Uitați, el e duminicile. De fiecare dată când depui pe GG. Da, de fiecare dată. Te gândești că, bă, tura asta o să meargă până la urmă. Run like scrimițu. Cum o chema pe ăla, mă, scrimițu, Dumnezeu. Depune. Da, exact. Da. Da, deci a fost mișto perioada aia. Super nice. Și ai jucat doar turnei sau doar turnei? Au fost... Puteam să mai joc și cash, dar când a apărut Russian Cash, când au băgat mesele de Russian Cash, mi-au zis, bă, faceți promo la Russian Cash, pentru că e formatul nou, ne-am făcut și noi, practic. Și era și distractiv, oricum, în același timp. Super mega fun. Da, gen prima sesiune plus 12 baie, nu știi? Adică lumea care intra nu mai era competiția de acum, era, din nou, era un site mic, deci încă nu era super propulsat, lansat. Gigi a crescut foarte mult după, gen 2019-2020, pandemie a venit și a crescut foarte mult. Da. Plus că bad management de la alte site-uri au ajutat foarte mult, foarte, foarte mult. Mai ales ce a făcut Starsul cu Supernova, au fost... Starsul cu Supernova, ce-au mai făcut Starsul pe rând? Au mai făcut vreo două prostii monumentale Starsul, de a ajutat pe ăștia, plus că a venit și partea cu, cred că a dezavantajat Starsul și partea cu rușii, când au fost crescuți și rușii, că efectiv a fost picătura aia de a distrus total vasul GG, dar au făcut greșeli oricum. Da, ca orice companie, dar unele chestii cumva, punctul meu de vedere, n-ar trebui făcut. Gen, să închizi Supernova în... cât era septembrie sau octombrie, după ce ți-au grindat oamenii un an și să zici, bă, sorry. Da, am decis că fuck off. Da, acum dacă am zis că asta clar nu mă mai iau ca ambasador, eram în tox. Nu, dar până la urmă fac dem. Până la urmă fac dem. Și până la urmă, astea discuțiile și asta e realitatea. Nu, asta e realitatea. Cu Supernova. Starsul a fost cel mai șmecher site la un dat, dar acum Starsul este Amaya, nu mai este Star sau, na, cine o cumpărat în... Uite că apropo de că îi discredităm oarecum și, dar e un podcast, vorbim la liber și sincer încercăm. Stars a fost totdeauna pentru mine site-ul meu favorit. Deci toți prietenii spuneau, you're a Stars freak fan, whatever. Da, și pentru că era și 888, mai era opțiune de site-uri, Winamax. Da, care eu am fost cu Full Tilt, dar tu ai fost Full Tilt, era la mine a fost Stars cel mai legit site. Era cumva dacă erai pro pe Stars, erai pro, știi? Exact, și îmi plăcea, nu știu, totul la el, știi? Și de asta zic, adică nu vorbesc rahat acum, când eu sau am fost mega fan Stars, până ce eu am început să fac rahaturile astea despre care vorbim și dintr-o dată nu mai deschid Stars-ul deloc sau nu mai deschideam de mult înainte de... Oamenii care au fost la conducerea Stars la început au fost... Efectiv, se cunoștea că le plăcea poker. Exact, da. Nu, se implicau, pur și simplu. Și fenomenal de mult pe chestia asta. După aia, după ce au vândut compania... S-au văzut clar că nu o să mai implică nimeni, că e așa, genul... Da. Este fucking business. Whatever, ce o să faceți? Nu știu, nu mai jucați aici? Unde o să jucați? Well, v-a apărut GG-ul ăsta. Da, Mastodont. Și eu răspuns, uite aici o să zice toți băieții la voi, că vă bate joc de ei. Din perioada de 2017-2020 am o poveste foarte, foarte faină, care vreau să o împărtășesc, pentru că eu aveam atacuri de panică, care nu știam că era, eu nu știam că erau atacuri de panică, dar mie mi-era, eu sunt foarte camera shy. Sunt sigur că se vede un pic prin lentilă și pe ecran. Acum, după atâta stream, e clar, adică mult mai ok. Poate și efectul meu, că sunt friendly, dar pare confortabil. Ești de un mare efect. Da. Dar toată șmecheria era că jucam în fiecare vineri, era un turneu care nu mai știu dacă mai este. Acum se chema Beat the Pros, care era un fel de... Trebuia lumea, erau bounty pe capul nostru. Da. Turneul era de... Nu mai știu, 200 de mii garantat ceva, era ca lumea. Bun turneu în cazul ăsta. Și jucam, la un moment dat, eram destul de deep. Da, ajunsesem destul de deep, de obicei în turneul ăla. Nu știu, rulam bine, efectiv, pe ăla. Am avut un atac de panică, mi-am luat în timp ce jucai raid, eram pe stream.
Așa. Mi-am luat Raid de la Jane Andes. Eu cu Fernando am mai avut treabă. Uh-huh. Am lucrat pentru el vreo 2 luni. Ne-am făcut stream-uri la niște colegi de-a lui, la Suepix, la Luke Butter și la încă unul care... Jane Andes, bombardierul la PLO, da? Are e scurs cel mai și... șmecher pe PLO legat de soluții, de coaching, de site de coaching, video, care e PLO mastermind. Exact, da. Da. Scunoaște în video că are unul... Coaching spriază direct pe sufletul omului cu care vorbește. Absolut, absolut. Dar e foarte bun pe chestia asta și pe faptul că au făcut practică foarte mult. Știi? Da. Da, mi-a dat Raid. 700 de oameni. Eu aveam deja vreo 300, aveam... Deci foarte, foarte mult. Prima dată se întâmpla dat... asta sau nu te așteptai? De ce și atât? Cumva a contribuit la chestia asta. Eu aveam niște probleme legate de sănătate, cum că era digestia mai lentă și mai problematică. Pentru că stăteam foarte mult în scaun. În principiu nu făceam niciun fel de sport, nu făceam absolut nimic. Jucătorii se ocupă cu asta? Nu da, stau în scaun mult și nu fac sport? Doamne. Fac. Toți. Da, da. Asta au fost unul din motivele pentru care am renunțat la turnee, că pauza de 5 minute nu e grozavă la sfârșitul ori. Nu, mi-mi place foarte mult. Să ne bănim după. Mai ales că pe atunci Gigiu nu avea pauze sincronizate la satelit. Da, era jucai satelit în pauză. Fac. De câte ori n-am... Mai ales aia hiperturbă, îi deschideam, da. Nu, mă întorceam și nu mai era satelitul și consideram că nu l-am jucat. Amin, da. da, frate, și, deci... Adunate toate, practic, pe direcția asta cu Jean Andes Raid. Adunate Raid. Toate, mi-au luat panică maxim. Bă, am zis, hiperventilam și am început să simt ace, asta panică, ace luat, prin mâini cuvântul, cred, chestii. Că greșit oarecum, că asta era o chestie bună cu Raid-ul de la Jean Andes. Era super bună, dar eu luasem un fel de... Înțeleg, un mix de feelings, nu? Un fel de emoții, gen, se uită foarte mult lumea la mine, știi? Da, 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 da. Nu? Și mi-am luat... Mi-am zis, bă, frate, mă scuze. Cu blood oxygen levels. Așa era, da. Vorba okay. Despre COVID-ul. Bun, eu am crezut că am COVID. Uh-huh. Și că simțeam ace în mâini și tot felul de chestii și am zis că ok, trebuie să... Și hiperventilam. Deci respiram foarte, foarte des, dar credeam că nu mă oxigenez. Mă dă atac de panică, nici nu știam ce e aia pe atunci. Credeam mai este stream-ul ăsta pe undeva? Mă faci curios. Sorry, nu, din păcate, multe stream-uri, aș vrea să le am. Ar fost amuzant să-l punem aici, să vedem reacția asta. Bro... Eu înțeleg teroarea prin care ai trecut, e nașpa, dar trebuie să fost amuzant să o privim acum. Dar turneul ăla, eu am continuat să-l joc. Da. Umblând prin casă. As you do, eu când mai am pic efectiv, eram, da... apropo de povestea ta, știi, cu trotineta, bun. Da, și am continuat să joc jocul ăla și am crezut că e și de la mâncare, că eu nu digeream ca lumea și se strângea foarte mult aer aici, în partea de sus. Și asta mă, cum ar veni și de la mici, știi, dacă mănânci mici, te umfli un pic și simți că respiri un pic mai greu, știi? Ei, eu îmi luam panică de la chestia asta, că mi se părea că n-am aer de la COVID și respiram. Și eu, mie nu zicea lumea să mă calmez, că eu nici nu îi credeam dacă îmi ziceau ai un atac de panică, eu ziceam am COVID. Mhm. A fost foarte fact chestia, pentru că în pauza de 5 minute de la turneu, eu m-am dus și încercam să vomit. Da. Ca să scap de mâncare, ca să scap de probleme. Nu, ești ok, nu. Da. Și până să cu atacurile astea de panică, mi-am dat seama ulterior. Ajung și acolo. La turneu, final table. La ăsta. Da, eu jucam în telefon. Prin casă, plimbându-mă prin casă, că nu puteam să stau în scaun, că mă simțeam înghesuit, credeam că nu pot să respir, da? Asta ai închisesi stream-ul? Închisesem stream-ul, telefonul, jucam turneul pe telefon. Am înțeles. Plimbam prin casă, nebun, efectiv, în pauză încercam să vomit, 5 minute după aia gata, înapoi. Da, da. Fac fete. Azi, bă, am încercat să mă calmez, am redeschis stream-ul la un moment dat. Am luat locul 3, am luat 10.000 de dolari. What the fuck? Nu, 12.000. Da. What the fuck? Bombă. M-am și calmat, după aia m-am liniștit, totul a fost ok. Dar atacurile astea de panică, știi cum am aflat eu că sunt atacuri pare de panică? Pare că sunt combinația pentru turnee. Poți să-mi zici mie cum fac ca să am atac de panică? N-am mai luat 12.000 la un turneu de foarte mult timp. Bă,
Ce ar ajuta să am un atac de panică? Dacă poți să-mi dai și nouă în chat să pun acolo un trei pași. Bă, dacă una din astea trei încercați, vă ia atacul. Da, pasul numărul 1, cred că mental gymnastics destul de mult încât chiar să crezi chestia asta, să încerci să... Da, nu știu, mănâncă mici. Mulți mici. Am băgat chiar 4 acum, și că s-a apropie. S-ar trebui să funcționeze. Da, și... Am avut problema asta mult timp, credeam că am o deficiență la plămâni și am luat mașina și m-am dus frumos cu 3 pauze în 4 km, că nu mai puteam să mai respir, efectiv simțeam și dacă hiperventilez prea tare, era un, deja pic, un pic după. X a întâmplare, după, practic, da. Era... Credeam că e problema de la digestie, nu era. Eu eram ok. Și m-am dus la mătușa mea, care e medic de familie, și mi-a zis, mătușa mea o țipa la mine, ia pune oximetru, aveam oxigen în sânge 102 sau ceva de genul 103 și am zis că hiperventilez, ai atac de panică, măi băiete, calmează-te, au început să țipe la mine, m-am panicat mai tare, calmează-te, fii atent, ia asta, mi-ai spus, da mătuș, că așa funcționează, zice, ia asta, ce e asta, Xanax, nu vreau, că e adictiv, ia jumate, bă, nu am jumate de Xanax, deci, a fost cumva revelația vieții mele în 20 de minute, eram în parc și râdeam. Înțelegi? Deci parcă m-am drogat, știi? No. Chiar dacă I never did it, dar dacă am fost vreodată aproape, ăla au fost. No. Change mood. Nu vine să cred, m-am dus cu nevastă mea la Hunters, în Iași, la parcul, expoziție acolo, la vânător. Și am luat grătar. Hai să vedem, da? No. Am luat grătar, legume, salată, cartofi, am luat tot ce s-a putut, am mâncat tot ce s-a putut. Nu aveam nimic și nu mai vine să cred că eu de 3 ani mă confruntam cu căcatul ăla. It wasn't the food. Bro, up here. Corect. Da, și cu GG-ul fix când a venit pandemia. Bun, dar termină povestea în sensul în care, pe partea de atacul de panică, cum le-ai dus, ți s-au mai întâmplat, ți se mai întâmplă efectiv, și acum în timp din real? Efectiv, momentul în care... E câte o tabletă de Xanax pe zi. Trei. Din momentul în care am luat jumatea aia de Xanax și am înțeles că eu îmi făceam chestia asta, a, deci sunt sigur că mai există oameni, știi? E un fel de paradox, de e genul... eu nu pot, simt că nu pot să respir. Și de asta respir mai tare. Dacă respir mai tare, hiperventilez și corpul spune, bă, n-ai aer. Da. Ești panicat. Respir și mai tare. Și așa mai departe, până te ia de cap aproape. Da. Simți aproape că leșin, că ai oxigenare prea mare și asta e procesul. Da. Sunt niște paradoxuri din astea. Exact, da. Asta vreau să subliniez. Că le faci singur și mi-a dat seama că, în general, și sună stupid, sună clișeic, dar singurul lucru de care trebuie să-ți fie frică e frica însăși. Că în rest, lucrurile oricum o să se întâmple, nu? Da. Și din punctul în care am luat, din chestia aia din parc, eu n-am mai avut deloc. Exact. Care... Și am mai dus încă o dată locul 3 la Beat the Pros, la exact același turneu, exact aceeași sumă. Deci nu era la panică, nu. Și poate și fără panică, și e mai bine decât cu panică. E mult mai bine decât să te plimbi prin casă pe telefon, să dai bad beat-uri la oameni. Exact. E mai bine să stai liniștit la... Și toată era mea de turnee a încheiat în momentul în care am zis, bă, it's not good for my health. M-am apucat de sală, am intrat în sală și am zis, ok, eu făceam cardio până atunci. Am zis, vreau să fac weightlifting. Da, ce-ai luat coaching? Eu am avut o problemă, mi-am luat coaching. Am avut o problemă că în principiu vreo 7 ani n-am putut să merg ca lumea, că aveam un problem cu un genunchi de asta. Am și pus mult pe mine, că plăcea mâncare, îți dai seama, m-am lăsat și de fumat. Imediat sunt fost. S-au adunat toate în direcția în care nu trebuia să ducă. Nu te lăsa de fumat. Lasă-te de fumat, nu te apuca de mâncare. Da. Asta e. Am fost, cum să zic, în principiu m-am dus la sală și am văzut the meanest motherfucker. Asta am văzut. Și am zis, bun, ăsta e coachul meu. Exact, de asta am zis coaching. Bă, am avut un noroc fenomenal, este cel mai bun coach care am putut să-l am. I-am zis, frate, eu vreau doar partea de sus lucrez, partea de jos eu abia pot să merg. No. El mi-a zis, bine, facem leg azi. Facem? Leg. Legs. Da, facem partea de jos azi. Ok. I-am zis, stai ușurel, am problema asta, am făcut tremene, am 7 chestii rupte, bine, facem încet. Da. Bro. O săptămână am avut febră musculară, a doua zi nevastă m-a dus la Brașov, vrea să urc muntele, i-a zis că eu merg într-un picior. Mergeam pe stradă și îmi fugea piciorul. Tu ai avut probleme pe bune, pe partea de
cervicală, operații genunchi, ce ai zis tu, da. Tu vorbeai serios, știi? Da. Dar el, în general, la cum știu și eu și știm cu toții cum e de sala, el era satul de poveștile astea. Bineînțeles. Hai să evităm un pic leg, că la toți ne frică să te duci la toaletă și să-ți pui niște sârmi, să te tragi de piele când te ridici după leg de el. Efectiv, niște da, efectiv vrei să iei taxiul de la, da, din pat până la baie. Zici că, bă, las, fac leg de când? Vine, nu vine, nu-i vine cu ei, sunt club. Miercuri spre joi și tot amâni cu o zi, bă, poate trei săptămâna fără leg day. Probabil nu puteam să merg, deci aveam super dureri. Te-a spart. Nu puteam să conduc. Nu, nu, înainte. A, pre. Da. Cam 7 ani. Uh-huh. Și după aia, după chestia asta, după o săptămână am o febră musculară și după aia, într-o zi m-am trezit fără febră și nu mă mai durea genunchi. Puteam să merg, puteam să fac ce vreau eu. Nu mă vine să cred. Am 4 ani de atunci, de făcut în fiecare săptămână cu el, minimum leg day, and I'm pain free. Pot să merg, pot să conduc, pot să fac ce, pot să sar, pot să... Și am înțeles principiul ăsta că eu am fost la doctor. Deci am fost doctor, eu am o hârtie pe care mie îmi scrie recomandare, repaus total. Da. Știi ce e? Repaus total? Adică... Don't move. Nema. Da, nema. Don't do anything. În principiu, m-am dus la sală, ăsta au zis mișcare totală, știi? Fost spectru opus. Lateral și da. Presa goală care are 40 de kg. Am reușit, dar nu mai fac, că am făcut-o de câteva ori și mi-am luat damage la spate. Da, ești periculoasă. 540 de kg. De la nimic, de la aproape nu mers. Dacă ar fi văzut doctorul tău care ți-a scris aia, doctorul vă m-ar fi bătut clar. Că nu, se ducea și împingea de aia jos. N-am, mă. Da. Asta se trebuie. Da, bine, mi-am luat o leacă damage la spate. Am zis că o iau mai încet, dar totuși funcționează după 4 ani. Doamne ajută, și am un pariu cu el, am un fel de prop bet cu el, așa, până în primăvară, până în aprilie. În aprilie este Comic-Con, eu sunt nebunit după anime, tot ce înseamnă cultură japoneză, chestii de genul. Sunt sigur că multă lume din audiență au auzit de Dragon Ball. Soția mea e disperată după el, eu mai râs. Dar da, știi, știi personajele măcar? Nu. Ok, știi de Son Goku? Da. Stai un pic, pe asta, ok, continuă. Dacă până la sfârșitul aprilie, și eu sunt acum pe diet, chiar dacă... Rămâne între noi că am mâncat o pizza înainte. Nu, așa. Pentru soția ta te-am asistat când am mâncat o salată și cu apă pată. Exact. Și jumătate de mic. Arăta, mi-a luat eu 4.000 și arătam destul de bine. Eu sunt nebun, eu am guilty conscience, eu mă duc la sală, găsesc sală non-stop și bag 2000 de calorii la eliptic acum ca să vă dau jos. Deci it's crazy. Ah, ok. Bun. Toată șmecheria e că dacă până în aprilie, la sfârșitul aprilie, am pătrățele, eu... împreună cu antrenorul meu și cu soția mea, s-a băgat și ea. Eu nu am zis nimic. Mergem cosplay la Comic-Con. Cosplay înseamnă că te îmbraci în personajul tău preferat sau într-un personaj. Eu în Son Goku, el în maestrul lui, care e un tip scund, chel și cu maestru țestoasă, cum ar veni. Are o țestoasă mare pe spate și cu un ciomag și arată super mega bestial. Da. Și nevastă mea în soția lui Son Goku, cum ar veni. Și îl iau și pe antrenorul meu și fac cosplay. Și ăsta e prop-bet. Dacă reușesc până atunci, și e un motiv al naibii de bun. Da. Să poți să râzi de antrenorul tău, care e biker, super mega făcut, n-ai mai văzut. Cel mai supărat om din sală are default, cum s-ar zice, la bărbați, resting beach face, știi? Da, da. Da, din naștere, cum ar veni. Cum e motanul la Not Today. Exact, motan celebru, exact. Nu? Cu meme-urile lui, nu? Da, da. Fuck off. Fuck off expression, nu? Da. Da, e. Dar e un om amazing. Eu ce zic, țin pumnii din ambele motive să-ți iasă și pentru challenge-ul tău personal, dar și pentru partea asta cu consumatul. Absolut, absolut. Și... Da, în principiu, după chestia cu turneile, după chestia cu atacurile de panică, după asta, mă simt mult mai bine. Am renunțat la turnee. Mă simt mult mai bine, renunțat la turnee, boys. No, te așteptăm la cash, Sergiu. Te așteptăm de mult timp. Nu mai am mult, bro, nu mai am coming. Simt că e momentul. Nu mai vrei, crede-mă că nu mai vrei sesiuni de 12 ore. Ah, bine, de turnee. Vrei sesiuni de 12 ore de cash. Că acolo, oricând... Asta e gluma mea, că renunțam la turnee, că nu mai vreau sesiuni de 12 ore. Fac fete la ultimul turneu pe care l-am înregistrat. Cele mai nașpa zile și mai e și locul nou. Și după aia te simți așa, cam nasol, știi, cam aiurea. Dar la cash poți să ai sesiuni de 12 ore, știi, așa acolo. Adică nu-i problemă, dacă îți place, știi. Da. Ia să-i lăsă la o parte care-i poza mai mică
evident, la turnee, versus pauza, chiar că, uite, mi se pare că tot ar trebui să rămână în situația asta, să-ți placă și să ai dorința de a juca un joc anumit sau altul. Eu nu mă, de exemplu, eu vorbesc cu numele meu și nu sugerez nimănui altceva, eu nu mă văd. Dacă m-aș lăsa, de exemplu, de turnee, nu m-aș mai vedea continuând să joc poker online, cash, destul de sigur că nu aș juca. Eu, cum privesc eu cash-ul și cum mă văd eu pe mine jucând cash, știi ce zic? Da. Mă văd, chiar dacă aș face, m-aș vedea plixit, dar m-aș vedea plixit făcând chestia asta și nu, eu nu vreau să fac ratul ăsta. Mega știi? Sincer. Da. Mie îmi plac mai mult turneile. But it's a young man's game. Am înțeles, da. Nu mai. Eu încă mă mint singur, genul. Too much. Ești încă tânăr. Încă mă mint singur, că mă iau la tăvălie cu șoarici pe acolo și ei mă distrug. Da, da. Dar e atât timp cât încă vezi greșelile lor, it's da. All good. Da, da, da. Atât timp cu, cât... Trebuie să, cu dorile de spate genunchi să înghezi mai mult. Da, și în 2020, chiar înainte de pandemie, am dat cel mai mare hit. Bă, nu vroiam să mă trezesc. Era o zi de duminică. Gigi mi-a zis, hai joacă. Fiți atenți aici, băieți, când întreabă cineva, când întrebați în ce a decis, de ce să joacă duminicile astea? Pentru ce? E o suferință non-stop. Da, care-i scopul? There exact, you go. Duminica. Așa. The one. Mă culcasem pe la 5-6. Începea, Gigi mi-a zis, fă stream și joacă, dacă vrei, Gigi Masters de duminică ăla de 150. Care atunci era 300.000 garantat. Da, acum e 500. Și am zis, bine, hai că-l joc, știi, dar parcă somnul era cam dulce, știi, după amiaza aia, mai jucam și făcusem stream, o noapte înainte. Hai, totuși, mă ridic, îl joc, da, e turneu. Locul 2, 32 de K. Undeva pe la 5 dimineața, jucam heads up, mi-a tras bad beat Gagiu, că m-a șovat cu as 4 off, era cel mai agresiv de la masă, o rula peste toată lumea, avea 2-1 avantaj la chip lead. As valet, as 4, eu pus 4. Da, nu, era 32-45. Hai, da. Era happy, frate, am început CT-ul cu stack mic, am dus, am rulat, am făcut și eu mișcări. Ți-au trebuit vreo oră, două până să poți adormi la loc? Cam așa a fost sentimentul? Am ieșit la șaurma cu coz. Zadre coz, hai să bucăm o șaurma. Exact, hai. Exact. Da. Nu poți. N-ai știu. Cum să adormi, e hype-ul, e imens, sau cel mai puțin, mare scor. Exact, da. Să uita și nevastă-mea, nevastă nu prea să uită la stream. Adică nu e cu pokerul neapărat. Da. Ea e foarte supportive, e efectiv, e suport sistemul meu, pentru că ei de la început i-a plăcut ce fac eu, în sensul în care a înțeles că e skill game, a înțeles că e foarte bun la chestia asta, pentru că îi distrugeam pe ala, numai 10, că e cu mine de când eu joc numai 10. Avem 13 ani împreună aproape, 6 de căsătorie. Dar stăm împreună de atunci, de când ne-am cunoscut, de au trecut, nu știu, câteva săptămâni și am zis, hai, mute la mine. Well, din experiența mea, că și Erne la fel, simt să-mi felicit partea asta, că cred că sigur te-a ajutat prin susținerea asta. Infinit, infinit. Și nu doar susținerea asta, dar da, când știi că e cineva care te înțelege. Dar și susținerea din umbră, înțelegerea asta, absolut, mă refer. Adică absolut, îți dau un... Absolut, pentru că motivație toate, și confident. E mai ales un domeniu în care nu toate persoane te înțeleg. Adică... Zice, mai ales dacă dai înapoi la acum 13 ani, când spuneai tu 14 ani, nu te înțelegea mai nimeni, sincer. Da, eu, ai mei au știut mult după. Exact, și cred că adică, toți avem poveștile să dea cu... Știi cum i-a zis lui maică-mea? Că, mă rog, taică-meu pleca divorțat, maică-mea cu ea stăteam, știi? Uh-huh. I-am venit așa, te-am cu de bani, știi? Vezi ăsta? Am venit așa, știi? Și vezi ăsta? Poker. După ce ea, pe la 20 de ani, mi-a zis că când mi-am aprins prima țigară de față cu ea, m-a lăsat pe la 23, fumezi, da, bei, dă și mi-o bere. Bun. Dar să nu joci poker niciodată pe bani. Să fac, I'm already there. Că i-am povestit, nu știu ce coleg de serviciu de-a ei, s-a dus și-a jucat poker pe ceva sute de mii de, sau o, zeci de mii de euro, lua bani de la cămătari, nu știu ce, băi, au urmărit familia, au trebuit să plece în Canada, înțelegi? Povești de astea care le auzi de la... Scuze-mă un pic, things are getting hot. Mă luă căldurile. Da, și mi-a zis toate chestiile astea și vezi să nu joci poker niciodată pe bani. Țigările și alcoolul nu erau problema în toată ecuația asta, pokerul pe bani era problema, da.
Nu, că na, la țigări, de la țigări nu prea poți să-ți pierzi familia, știi? Da. Cum e, sau să o trimiți în Canada sau whatever, dar astea sunt povești. Să mai pierzi familia. Practic, ok, de unde și până unde e neîncrederea asta în tine că ai putea să te duci să iei bani de la cămătari? Da, da, da. Bă, ai facultate, am lucrat și eu, am dezmembrat mașina, remat, îmi dădea și mie, ai un credit de 500 de lei. E simplificare totală și simplistă și da, pot da, fac, da, mă da, trimit direct acolo în imaginea cea tare. Niște raționamente gen instant, ăla ești. Nu contează. E raționament instant, cămătari. Da, e logic, nu? Legat de un copac în pădurii. Dă-i bani lui ăla, vine și mi-a casa mie din cauza ta. Nu joci poker. Da, și... Asta i-am zis mult după cu poker, cu TV. Nu mai fumam, asta e. Trebuie altceva. Așa, ai dus turneul ăla de 153-2, locul 2, cum ai zis, entuziasmul, cred că îl simt cu toții. Special, mai ales la, nu știu, din 5 la scorurile alea. Un rush incredibil. Da, 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 da. Nu, nici n-am mai avut, m-a interesat pe mine, că mi-a dat la Bad Pizza. Am happy, frate, în spate și ceva. Și gândește că eu vreau să dorm, adică, da, da. Poate... Concluzii. Stop, you can sleep when you're dead, știi? Adică, na, da. Get to work. Da. Da, și în principiu, na, am avut 3 ani cu GG, primit o ofertă mai bună din altă parte, am mers în altă parte și așa mai departe fac stream. Cam asta. Am început și cu YouTube, am început și cu alte chestii, am ramificat un pic, să zic, nu doar pe o singură platformă. Uh-huh. Și cam tot asta fac de atunci. Cash, am mutat pe Cash pentru că... N-ai mers ca turnei. Dar după ce ai câștigat 30, niște like, niște ceva, niște... După ce ai luat 150, locul 2 la 150, a mai durat mult până ai schimbat deal-ul sau imediat a fost? Sau... O, a mai durat câteva luni. Ai mers ca turnei BGG așa și până ai schimbat traseul. Dar simțeai deja că vrei schimbi direcția, nu? Vreau să schimb pe Cash, asta era chestia. N-am mai vrut să mai joc turnee și am găsit altă portiță, știi, să pot să joc Cash, să pot să... Revin la jocul care mi-a plăcut foarte mult inițial, chiar dacă mie mai mult îmi plac turneele, că e un pic mai multă, eu leacă mai mult excitement rush, un pic. Drush. E narativa aia că încep de la, toată lumea începe din același punct și cineva se duce în curs. E romantismul, if you will, acolo. Și pentru stream e mult mai bun, că dacă te uiți la toți streamerii de pe Twitch, majoritatea sunt de turnee. Și la Cash nu poți să, nu poți să joci, eu pe stream nu pot să joc în 1200. Eu nu pot să arăt ce exploituri fac la, că la mine, dacă dai click pe avatarul meu, se duce direct la stream, da? Da, păi, poate să deschide oricine, da. Să uită, că i-am făcut inclusiv la 10 cu 25 de cent zoom, da? Care e easy. am regular tăguit nit și dau open 100% din small blind. Păi ăla joacă VPIP 12, da? Păi ăla la început, după ce s-a uitat un pic la stream la mine, a început să-mi dea tribet cu orice două cărți. Apoi mă scuz că e ușor dacă vezi... Deci s-a adaptat omul. E ușor dacă vezi că cineva îți deschide 5-6 off sau da, da, da. Corect. 7-2 off din small blind, e ușor să vezi care-i counter-ul la chestia aia. Sunt niște exploituri mai fine care îți se duc în alte direcții, dar chestiile astea grosolane deja îți fac mulți bani. Dacă le vede lumea pe stream și îți vede cărțile și așa. Devine din ce mai puțin. Da, da, CV-ul scade, uite așa, se duce în jos. Dar am luat-o pe partea asta mai educațională, mai chestii, de exemplu, și de mult timp, pe coaching, că am început, de exemplu, să fac coaching câțiva oameni. Că au venit la mine la stream încă de când eram cu Poker VIP. Și zic, bă, hai, fă-mi și mie niște coaching la cash, că eu nu știu. Bun, am făcut niște coaching, am înregistrat sesiunile alea, am vorbit cu oamenii aia, am întrebat, bă, e ok să le dau pe canal la mine? Da, nicio problemă. Am început să dau coachingurile direct pe canal la mine, broadcasted live. Da. Și am pus anunț, bă, eu fac coaching. Și a mai venit unul. Și am mai făcut videouri și cu aia. Și am început să am playlist de videouri care le rulam. Deja nu mai făceam stream, eu făceam coaching. Și făceam stream la orele de coaching, practic, retrospect. Și am ajuns să am 2000 de ore de coaching făcut. A, serios? am avut vreo 500 de studenți de toată lumea, că venea toată lumea. Super, că nu ceream nici tare, foarte, tare. Foarte mult. Am înțeles, da. Dar nu contează, dar mi se pare că intră în aceeași categorie și cu ce am spus eu când n-am jucat. Tot din plăcere. Presupun că da, tu, nu cereai mult, nu pentru că o făceai cu plăcere. Nu o făceai pentru bani, neapărat. Da, ceea ce mi se pare super cool, bravo pentru am făcut și pro bono, gen Morgan, știu, oameni, am făcut grup, am făcut, bă, uite, luați materiale, luați chestii, luați așa. Și... a fost wild ride toată chestia asta. Mi-am făcut, a venit la mine Bluff the Spot, dacă știi. Am auzit, am auzit. MMA Sherdog și zic, bă, fă-ne curs pentru micro. Da. Mi-am făcut curs pentru micro, știi? Facem split super la tare, real, chestii. Super tare, da. Dar i-am inclus, bă, vreau o chestie de la ei, de exemplu, zic, frate, uite, ăsta e deal-ul. Și am zis, bă, noi nu facem deal-ul,
Eu vreau 2 ore de coaching de la MMA Sherdog. Nu. Nu a zis. Zis nu. Și după aia a zis. Bine, bine, atunci nu fac. Bine, hai frate. Da, da. Le-am făcut pe stream. Așa ai învățat de-a lungul carierei să renegociezi cum ți-a zis ăla, în timp ce a părăsit că compania, vezi că ăștia au loc mai mulți bani. Mai da, am la fel a fost și cu ăsta, cer ce exact, vreau, exact. De fapt, știi? Care e foarte important din experiența care mea în viață. Nu a fost... nu a fost un coaching per se, adică nu a fost da, gen să învăț, a fost, bă, vreau să hang out da, cu da, guy, știi, că eu l-admiram, că eu, ce zici, da. I looked up to him, știi, mm-hmm. Stau 2 ore, da, stai 2 ore cu mine, ce, corect. Stau la o berică, o cafea, o ceva, corect, știi, corect. Am făcut curs pentru ei, am făcut, acum am cursul meu, de exemplu, e Cash Game Hero. Cash Game Hero? Da. cashgamehero.com, ok. Uite, care spune, e, adică, de exemplu, e un pun chestia asta cu hero, pentru că în fiecare hand history care l-ai la, de la poker, cum scrie? Hero și villain. Da. Da? E, ca să fie între noi acum pokerul, pentru foarte mulți oameni e o bătălie de ego. Da? Că ăsta e, eu n-ar mai fi că, fun dacă ar eu fi eu cred că ăsta e succesul la poker în general, care are ego mai mic. Care are mai multă răbdare și care știe să joace după contrele celuilalt. Dacă mă întreb mine, așa a fost tot timpul, dar în același timp nimeni, adică nimeni, mostly au rămas la ego mare tot timpul. Și asta e dovada de la chestia asta, că hand toate has history, tu ești erou și da. Celălalt e villain, e antagonistul. Exact, e, da. Da. Da, și cam așa am ramificat foarte, foarte multe chestii. O să cer cursul ăsta în tubul de schimbare pe care o să fac în curând dacă mai pierd mult pe DG. Te aștept la să-mi iau cursul coaching. Ăla de cash, coaching lasă, și lasă tot. Lasă cursul, că are 40 de ore de video, are Sims, are chestii, are... Trebuie să iei motamod de la început în genul ăsta, reacomodul. Da, are în spate capul cu asta. Te învăț eu. Race. Sau vin acum de sărbători la ea și băgăm un poker la arena acolo și facem o masă. Fac stream live. Faci stream live, da, sau poate facem amândoi stream live. Facem amândoi stream live, filmăm unul pe altul. Mi-ar tatuat și pe Chei cu telefonul. Facem next level, da. Și-l luăm și furici la mijloc ca să avem cel mai... Eu o spuntă oricum, dar și ele pe acolo, ca să mai am și unul în nivelul meu acolo. Da. Deci te-ai ramificat, asta e direcția, te duci cu plăcere în continuu, nu? Absolut. Streamer, coaching, observ în timp ce povestești mâinile că ești acolo, știi, ești ceea ce e bine. E o chestie fenomenală. Pokerul. Fii atent, mai zic o chestie foarte mișto. Eu am un prieten pe care l-am cunoscut în chat la BNCB. Nu mă întreba ce caut acolo, că mie nu-mi place BNCB deloc. Cursul lui mi-a stricat jocul de turnee în momentul în care jucam turnee. Exploit, 10 blind, dai shove, blind versus blind, orice, nu contează, foldează aia, știi chestii astea, cum e? Nu mi-a plăcut. Adică mi-a făcut nașpa rău. Eu jucam foarte bine, dar broken. Plus că am testat la un dat range-urile lui, pierdeau vreo 20 de blinduri la 100 față de range-uri normale de turnee. Deci în solver. Da. M-am cunoscut cu Alex Panzia, care e maestru internațional de șah, campion european, un tip foarte flamboyant, de, cred că 22 de ani acum. Și am făcut un fel de barter trade cu el, chiar că eu îl învăț pe el poker, el mă învață pe mine șah. Eu am învățat cât de cât șah, el a învățat cât de cât poker, dar după mult timp în care am vorbit de solvere, cum e și la șah, presupun șahul este absolut identic ca pokerul din punct de vedere al solver, chestii care le face calculatorul și tu nu poți să le faci, că nu poți să gândești cu 50 de mutări înainte, la fel și da. Solverile, nu poți să le execuți mot-a-mot, trebuie să-ți extragi niște heuristics de acolo, trebuie să înțelegi. Da. Bun. El mi-a zis că, bă, pokerul e mult mai complicat ca șahul. De multe puncte de vedere. Și omul are, deci, omul are 100 de cap pe YouTube, e imens. Da. Are cele mai vândute cursuri pe cea mai mare platformă de cursuri de șah. Ok. He's pretty good rich la boy. Ce face el, da? E impressively good. Am putea spune că e smart. E solver nerd, dar la șah. Da, da. Da? Și am învățat ce e solver nerd, că am stat foarte mult de vorbă cu, că am fost în gen test, foarte mult dev test pentru DTO, dacă știi DTO. DTO? Dominic Theory Optimal. E concurentul de pe turnee de la GTO Wizard. Okay. E al lui Dominic Nice. Ok, ok. Și am stat foarte mult de vorbă cu solvere, cu Dominic Nice, cu Klaas Segebrecht, cu Bau Effect, dacă știi. Ok. Ai prins discuții cu ei în grupuri? Super mult, okay. Da, despre solvere. Pe partea de solvere. Big brain oameni. Am cumva... Tocmai am avut dovada cu Nice și cu pățania lui, adică nu trebuie să... Nu trebuie să ne convingă nimeni cu analiza solvere, etc.
Bă, omul a câștigat, bravo, de acord cu laptopul și cu așa, dar omul a câștigat Venomul recent. Nu știu dacă știi. A, dar nu, nu e, discuția n-a fost deloc în partea de, omul e totuși legend la jocul ăsta și he's more than good și... Da. Era doar de partea amuzantă cu laptopul și etc. Deci, a fost beautiful, da. A fost, not a good view, dar it is what not it is. Not a good video. Dar pentru mine a fost amuzantă și nu mă interesează nici într-o parte, nici alta. Adică nici hate, nici love. A fost amuzant pentru mine și... Da, dar uite, timpul petrecut cu ei m-a ajutat, de exemplu, să obțin niște chestii de la niște firme. Adică am făcut solve-uri pentru tools de poker. Gen, m-au contractat unii să le fac, băi, noi suntem preflop ninja. Da. Avem nevoie de ranger preflop super solide, îți luăm server, îți luăm așa și... Da, da, da. A fost foarte ok. Da. Da, în principiu chestia e că tot timpul ăsta petrecut cu ei și tot timpul petrecut cu Alex și în explicații, în chestii, am făcut coaching, am făcut live play-uri, tot felul de chestii de genul. Vezi că poker e mult mai complex și eu mi-am dat seama în principiu cât de tare se aseamănă pokerul cu șahul, chiar dacă în poker există elementul ăsta de variație. Da. Studio e identic. Da. Toate problemele care sunt legate de șah există și în poker. Că nu poți să înveți să gândești cu 50 de mutări, deși calculatorul te distruge. Adică, da. Practic, poate am fi putut anticipa chestia asta cu ce a spus domnul așa, care evident că are un IQ piste media jucătorilor de poker, etc. Dar am fi putut anticipa că așa gândesc majoritatea care joacă șah, pentru că tot auzim povesti și incluzând românca noastră care... S-a mutat la Gigi. Avem o româncă, cum o cheamă fata aia care din Canada, dar e româncă. CS player și s-a mutat acum ambasadoare pe Gigi. Ah, Botez. Alexandra Botez, corect? Ah, da, da. În fine, dar sunt foarte puține exemple pe partea asta, știi? Din jucători. Da. Și te-ai gândit că dacă, e clar că ei gândesc asta că pokerul e mai complicat decât șahul, că dacă era altfel s-ar fi mutat toți după fucking mie o vârstă. Mie mi-e frică de ei. Eu nu vreau să mai aflu mulți jucători de șac, de poker, că ei sunt stare să gândească strategic. Știu, dar asta. Nu-i văd să facă mutarea asta că... Au fundamentul ăsta de a învăța un joc similar 20 de ani. Da, da. Păi asta spun, dar totuși nu vedem, totuși, să exemple și campionul șahului, cum îi spune tipul care... Magnus Carlsen, care okay, era Unibet Open, da, știu, sau la World Series, sau la... S-a ani de zile deja de când au făcut reclama asta și dacă nici aia nu se reclame, whatever, totuși nu prea vezi mișcări de astea la Czech player, adică e clar că... Undeva sub, ori cu voința de a se muta la poker, da, ori da, să lovesc da. Cu niște chestii un pic mai, nu știu, da, dar din fericire, ești destul de safe tu, că nu prea îi văd. A rămas prieteni, unul din best friends, foarte fain om. Deci, da, ce-a continuat cu pokerul e greu. Fucking hard. Și asta vreau să zic că eu mulți ani am încercat să fiu solver nerd. Foarte, foarte mult timp. Eu am băgat sims, am simplificat... Toate flopurile din tot triu de cash game sunt simplificate la range aproape, cu minim EV, loss și chestii de genul. M-am complicat foarte tare. Și mi-am dat seama că am pierdut foarte mult timp încercând să studiez niște chestii, să le fac eu, să le joc eu optim, da? Să încerc să joc ca și un calculator. Și mi-am dat seama în timp, în mult timp, că mulți oameni care încearcă să facă chestia asta dau fail maxim. Că nu poți să faci chestia asta, dar cel mai bine te adaptezi după ei, dacă poți să fii exact ca un fel de, să gândești că, băi, ei sunt oameni, au problemele lor, trebuie să gândești care sunt problemele alea sau niște, am început să mă axez pe alte chestii, pe timing tells, pe sizing tells, pe combinații între chestiile astea, pe, și pe un pic de body language tells, pe cea mai tare chestie care am învățat-o e că în momentul în care un om își încearcă să-și regularizeze comportamentul, să el încearcă să se facă necitit. Se pare că am luat sau necitit? Nu vrea col. Blufează în pula mea. Nu neapărat. Sau poate să aibă ceva gen o mână medie. Știi? Da. Dar nu vrei să... Ai dat un fel sau de value bet, dar nu ești sigur. Da, un fel de value bluff. Are o mână medie, dar de fapt pe river regret că o da betul ăla, că dacă îi faci raise... Da, asta e, că e raise. De fiecare dată ai fold range în momentul în care îți bagi toate jetoane. Asta e toată șmecheia. Urcând în mizi, asta mi s-a părut și făceam des asta, urcând în mizi, nu mai știu exact la... Ajungi la un moment dat la un nivel, și la, eu mă refer la turnei, dar și spun și la cash și la fel. Poate la cash și mai devreme, că sunt mai buni jucători de cash decât la turnei. La un average buy-in, când îl sari la un anumit nivel, ajungi la problema asta. Dacă cumva pe river încerci să faci un fucking block de într-o situație genul ăsta,
fix să ajungem la ce ai spus tu. Problema tu dai value bet blockish, că ți-e frică cumva, știi, la un, da, la un da, turneu da, de 50, când s-ar la un 500 sau ceva genul, un 1000 versus un top regular, îi dai la bloc și el îți dă exact, 20, exact. 20x solid. Dar problem, tu... Da, dar problema e în felul următor, că nu numai că îl dai, dar și dai în 3 secunde. Și ăla se prinde instant. Da, și după aia foldul pe care îl dai când el îți dă 20x all-in cu bluff tot timpul, da, da. Tu îl dai după tot timing-ul, dar îl dai de fiecare dată. Și înjurând, băga mea, ce ți-a trebuit să dai tu, bă, idiotule, ăla îți bluffează. Exact. Și tot n-ai cohane să dai call, că ai făcut-o exact, prostie mai. Exact, nu? Că nu știi dacă ăla e la level 7 sau e la level, exact, level 4. Exact. Da? Fii atent la mână, dau call la 3-bet din buton, buton open la GPC, la 1-3. Open buton. 3-bet small blind. Am 8600. Call. Eu n-am pas acolo. Nu trebuie să-mi explici mie. N-am pas acolo. Vine dama 6-4 rainbow. C-bet call. Și când pierd? Am 8-6, da? Da. Dama 6-4 rainbow. 8-6. C-bet call. Valet turn. Snap check. Dau check. C-bet-ul era destul de măricel. Că era deschisesem 10, duse 3-bet 40. Am dat call, mi-a dat half pot pe flop, era 160. Okay. Check, check, turn, valet, pop a river. Potul dam, e 160, dama 6-4, dam valet 6-4, da? Da. Valet, turn, pop a river. Îmi dă snap bet 40, mai am 300, mai are 300 în spate. Îmi dă snap bet 40, adică snap sfert de pot. Da. Instant l-am pus as, damă sau cam asta, că... Ăștia dacă au ceva trag, dacă nu dau check, dacă are as pop acolo pe flop îmi dă check. N-ai fi dat bet pe turn cu as dama? Nu știu. A zice mai slab decât as dama. Da, sau as valet, sau zecari, sau ceva de genul. Mm-hmm. Dar nu prea are sens blocul pe river cu zecari, da, nu cred. Nu, are sau ceva, dama 10, whatever. Exact, nu știu, da. Și-l șovez. Mă fac că mă gândesc un pic, știi, mă fac că fac Hollywooding. Și ok, pa. Stă și te gândești, știi cum fac ei cu cărțile așa, știi, mai le aruncă, știi? Și da. Zic, vrei să te arăt? Nu, îmi spune, mi-arăți? Zic, vrei să te arăt? Zici, da, era top 6. Acum sunt tiltat. Mor! Da. Asta îmi place mie, îmi plac jocurile astea. Te distrezi la mesele de cash din... Mamă, e fenomenal, da. Cât, bine, voiam să... Gândește că eu acum un an jumate eu încercam să joc theory la mesele. Ai zice că nu era cea mai bună abordare, nu? Voiam să zic, voiam să întreb cât mai stai pe la mesele astea, poate te întâlnești cu fanii tăi din când o să apară, dar apare abia duminică podcastul, deci... Ceva, mișto, da. Am să încerc să fac și live stream la cash de la mese. Da. Poate iese ceva. Da. Poate te mai prind până pleci săptămâna asta, poate trec și eu, nu știu. De obicei joi seara, presupun, sau joi ziua, ori, sau nu contează. Am reușit, spre deosebire de jucătorii de turnee. Să-ți faci un program mult mai healthy. Să am un program de somn. Da, deci... Nu, dar asta nu, e și la cash, și la cash normal, mesele sunt bune noaptea, nu stă nimeni dimineața. Da. Pe GG, pe Gigi, mai bine și dimineața că sunt asiatici din ăștia care sunt grav și dai ei. Chiar și dimineața, dacă mă întreb bine, ca mai pe stuneile și da, fieldul... Da, nu sunt regulari. Deci regulari dacă nu scrie că e series, nu joacă, știi? Deci fii atent, sfat, mega sfat. Tot ce e non-series, mult mai puțin regulari. Poți să ai ROI foarte mare pe exact. Field mic. Exact, da. Toți regularii joacă series și series sunt constant. Da. Deci acum e winter, acum e main event, totul trebuie să fie main event. Ai un gap așa între, nu știu, într-un an zile, în 12 luni, ai un gap de vreo lună jumate. De vreo lună jumate total de a juca non-serie, că rest joci cu regularii. Și fac și garantatele astea ca să râdeam cu băieții cu chat. Fac și garantatele astea nebunești încât chiar toți regularii se joacă 25 pentru că eu 100.000 garantat. Da. Evident. Sau cum face Ben Sibir, joacă 24 de mese duminica de 5-10, care joacă și Sunday Storm. Are 188.000 în Bayern-uri și el e la... Sunday Storm! Da. Ai, Sunday, what the hell, man? Am next level la masochist slash lasă-mă. Da, în fine. Da, anyways. Deci jucați non-series, că-s mult mai soft. Da. E un
E o cale bună de a-ți face bankroll cu field-uri mai mici și, și field-uri mai slăbuți, în general. Da. Dar mulți acum am un program de somn, în sensul în care, și am avut mult timp un program, în care mă trezeam la 5 dimineața și făceam stream. La cash, la chestii de genul ăsta, la trala. Și după aia seara pe la 9 mă pocneau în somn. Bă, recunosc, mă culcam odată cu găinile. Da, știi ce? Deci fit, fresh, mă trezeam da. Super strong. Asta e fata, tu dădeai stream în engleză sau dai stream în engleză da, și acum? Da, da, da. Voiam să zic că și ca și stream în sine, probabil dacă aș da eu, că aș da o română pentru LGG. Ar trebui să faci seara, să zicem, măcar. Măcar seara, da. Da. Poți să zici după amiază, cel puțin să zic, dar da. Mă gândesc că dacă deschizi stream-ul la 5 dimineața, sunt eu vreo doi verișori. It's not easy. Sunt eu vreo doi verișori, să intri cu mine soția. În chat acolo și cățelul, da, da, totul da, pun da, da. Și mai zic că sunt mai latric. Sau jucătorii de turnee care ies de la fete chiar atunci da, aia de și nevoie. Te pun exact, știi? Mm-hmm. Tu vorbești un pic mai încet, vorbești un pic mai suav așa, mm-hmm. și ador. Și mm-hmm. îți lasă stream-ul exact. Deschis. Și... Da. Băi, ce așa, că am primit și eu știu că sunt complimentul ăsta, că da. Bă, dorm perfect pe stream-ul tău. Da, da, da. Mulțumesc. Thank you, I guess. Da, știu că sunteți fierți toți, eu o să încerc să vă adorm acum cu stream-ul ăsta la cine. Da, da. Da, noi, mi-a complicat cu cele la turnee, pentru că numai pe mine nu vor să mă vadă deschizând stream-ul fresh, când ei au 17 ore de stream, de joc, știi? Exact. Uite pe ăsta, s-a schimbat el. Nu vreau să-l dau tiltul ăsta nici eu. Avem el pe healthy. Da, dar la partea asta e un plus la ce spui tu, de cash-ul ăsta și... Super, super important. Super important. Deci mă trezesc altfel, dorm 8 ore linie, când ajung seara, deci cad lat. Recunosc că n-am avut, toată lumea o să fie invidioasă, eu n-am avut niciodată probleme cu somn. Deci da. Eu adorm, dacă mă pun în pată, dorm într-un minut. A, tu ești din categoria celor care urăsc eu de viață. Absolut. Dragă. Absolut. Te știi cu prietenul meu, Biggie, cu Alex Monaru? Da. El e fix, fix tu. Ok, eu am avut, incredibil. Cred că una, două nopți în viața mea când să-mi ia mai mult de 5 minute să ador. Da, ești caz de exemplu și gelozia e evidentă, dar în același timp, pe partea ce ai spus tu cu, chiar dacă mi-aș propune să fac chestia asta și chiar dacă aș juca cash sau whatever, alt format, eu nu m-aș vedea să fac asta cu trezitul la... I'm really not a morning person. Eu chiar nu mă văd făcând-o și nici nu cred că mi-ar place asta am ideea. Am vrut să iubesc dimineața, mai ales din prisma faptului că nevastă mea m-a transformat într-un fel de coffee junkie, știi? Mm-hmm. Adică nu chiar junkie, dar da, beau cafea zilnic. 20. Două, ești ok. Am început să fie așa, un fel de ritual de dimineață, cu cafeluță frumos. Nu, de acord cu tine și eu aș vrea să o duc mai spre... Dimineața, dimineața, eu când spun dimineața e 10 sau 11. Da, glumesc, dar nu glumesc. În situația mea cam așa e. Bro, am avut o perioadă recent când mă culcam la ora aia. Mă culcam la 8 dimineața, mă trezeam la 5 după amiază. Sau dacă aveam sală cu antrenorul, mă trezeam mai devreme, la 1. Cam trist că dormeam cam puțin, dar am zis, frate, nu se mai poate. Nu, astea-s glumile. Da, e foarte bun, schimbarea clar. Și, cum ai zis tu, cu vârsta? Dar turneele nu-ți dau mare voie să faci chestia asta, mai ales dacă vrei să joci pe alea. La care poți să iei un... Care poți să bubui. Da, dai un... Evident, da. Lovești o carte și te lovește sacul de bani în cap. Ceva de genul. Da, ce să zic. Sper să ne vedem până pleci tu la Iași pe la biesele astea. Promit că trec într-o seară. Și ce zic, ne mai vedem peste un an. Să mai vedem unde s-a dus treaba, că sunt curios să te duci cu, și cu live stream-uri la... Messi păi, și cu toată chestia și asta. Și eu chiar sunt curios. Că mi-a prezentat ideea asta că am făcut unul la Arena. Ai făcut recent, un live stream la turneul ăsta Mystery care a făcut la Arena. La Mystery de 300.000, da. Și-a rămas șocat. Oh my God, ce interesant de genul. Și unde îl întrebam, unde-i chat-ul? Da, poate o să încerc și eu, deși te văd cine e mult mai competent și mai răbdător să faci chestia asta. Nu m-aș vede. Da, nu-i ceva fenomenal. Nu-i ceva fenomenal, da, dar... Din punct de vedere tehnic. Da. Numai că... Da, la mine am avut foarte mare noroc că masa chiar era engaging, așa, exact. Adică era cu stream-ul, erau fascinați de faptul că eu fac stream. După aia, după 7 ore de turneu, mă chemau băieții la cash, haideți, ziceau, hai, domn profesor, hai și aici, hai la noi, la cash. Băieți, am stat 7 ore la turneu, îmi pare rău, în 4 ore plec la București și conduc eu, trebuie să dorm. Okay. Da. Next time. Nu, lasă, să conduc soția, vin la... Vrem și noi pistim la tine, nu? Da, să merg. Nu, dar înțeleg, să nu super bine. E foarte faină, da. Și am să încerc să fac și de aici, să văd, poate reușesc să vorbesc cu cineva, să... Da. Băgăm o cameră acolo, băgăm... Că atmosfera e foarte faină, e foarte... Da, e social. De acord. La 1-3 nu sunt bani aia, mai sunt spărăcioși, dar
Foarte rar. Dar, exact. Dar partea de social e foarte faină. Da, până la urmă chiar, și... dacă, chiar dacă n-ai o masă social, bă, am un telefon destul de mare, bag un film. Până și supraciuși așa care zici, care într-adevăr sunt foarte rar. Nu prea am mai jucat să am ochi, dar i-am mai văzut pe la mine și pe la turnee, în general. Da. Au, și sunt foarte amuzant până la urmă. Bă, adică, e funny, da, da, da. Și mi-ai prins pe stream, mi-ai prins pe stream, ce mai primeai bine, dar let's fucking go, adică. Bă, frate, era unul care s-a luat de o dilăriță și mi s-a părut foarte nasol ce-a făcut și i-am zis, frate, Ion, i-am zis, frate, Ion, fii atent, data viitoare, când îți iei un bad beat, da, te uiți direct la cartea aia, te uiți direct la river și când ți-o iei, te uiți la dealer și zici, bă, a fost tare, așa ești bărbat. Yeah. Deci nu fără Ioane. Chestii. Ioane. Hai un pic. It's not nice. It's not cel nice. Puțin zis. Da, da. Nu fii Ioan. Și atmosfera e mega social. Foarte bine că le zici, nu mai știu dacă am vorbit podcast, eu tot timpul, și nu zic nici altă direcție sau cu tot mai răspicat, dar și eu mă iau de ăștia care se iau de dealer sau... Dar care sunt un pic în partea din nesimțiri, mă refer, îmi place să mă iau de ei și e o plăcere sadic la mine, dar pentru că și-o merită, nu? Da, 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 dar n-ai cum să te iei de personal, ăla stă acolo, nu mai zic. Câte ore, îi vai de steaua lui, că îi ține și chiar să-ți dacă... dea 8 ore. Exact, da, 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 e nonsens total, e și mega de simțiri. Și te trezești tu să comentezi la dealer că ți-ai băgat tu banii cu bottom purse da. Și nu-ți dă el carte sau nu știu ce. Cum a băgat domnul la 10 ore olin, nu se poate. Da, nu se poate, ce te schimbați dealerul. Da, simți-mi mersi frumos că ai venit, a fost o plăcere. Ne mai vedem cu update-uri la tot ce implică canalul tău. Doamne ajută, abia aștept. Și îl găsiți tot pe stream, tot pe canalul lui. Da. Nu specificăm unde e, etc., dar știți voi unde să-l căutați, YouTube și Twitch, nu? Sau da, doar pe Twitch. Twitch? Doar da. Pe Twitch? Da. Fără YouTube, nu? YouTube postez short-uri tâmpite. Perfect. Da, mersi că ai venit. Absolut. Și hai să mergem la GPC să dăm mâncate. Let's go. Băieți, v-am pat, te vedem într-o viitoare, nu anunț invitatul, evident, calificarea dată nu știu cine vine. Poate apare un Șimițu 2 până mâine seară și mai. Ne vedem într-o viitoare, see you. V-am pat.